Nimic nu se compară cu o zi la spa! E așa bine să te respeți puțin! Știi ce vreau să spun? Abia aștept! Ah, o mască facială cu aur! Ce poate fi mai relaxant? Nu uita de păpușa mea! Viața de plastic nu e așa extraordinară cum pare! Merită tot ce e mai bun! Asta e baia pentru picioare? Am mers toată ziua! Am făcut așa multe cumpărături! Oh, da! Ce caldă e! Aurul e atât de bun pentru ciarcăne! Nu că aș avea ciarcăne! Ce fermecătoare sunt! Spa-ul ăsta e uimitor! Și cu ocazia asta mă spăl pe picioare! Ce viață! Le păstrăm pentru gustare! Ah! Ah! Ce s-a întâmplat? Wow! O petrecere cu tematică Barbie! În sfârșit, am reușit! Toate păpușile importante vor fi acolo! Trebuie să alegem o ținută! Îmi place momentul ăsta! Parada modei! Vezi ceva ce-ți place? Nu! Nu! Eu am cumpărat asta? Aoleu, ce eșec vestimentar! Oh, sunt gata! Cum ți se pare? Fii sinceră! Wow, arăți uimitor! Stai! O petrecere cu tematică Barbie? Cred că invitația noastră s-a pierdut pe traseu! Vino aici! Am putea merge și noi la petrecere! Hei, pot să vin și eu? Te rog! Te rog frumos! Mai bine o întreb pe Betty! Auzi, Betty? Vor să vină la petrecere cu noi! Serios? Amândouă? Adică am putea să le luăm cu noi! Fata mea spune că e în regulă! Iuhu! Mersi! Abia aștept! Dar asta nu e ce trebuie! Nu vrem să ne stricăm reputația! Ținutele voastre sunt... Trebuie să putem face ceva! Stai, știu! Balonul ăsta e soluția! Să trecem la treabă! Stai! Gata! Cum ți se pare? E chic și transmite că ești gata de distracție! Wow! Îmi place la nebunie! Am o poșetă care se potrivește! Stai, cred că a ros-o câinele meu! Și era preferata mea! Prefăte că n-ai văzut nimic! Poate fi aruncată la gunoi! Nu-i nimic! Dar ai nevoie de o poșetă! Din fericire am cartonașul ăsta strălucitor! Am trasat câteva linii pe el! Acum o să-l pliez! Acum îl pot împături! O să mai fac un pliu fix aici! O să fac la fel și pe partea opusă! O să pliez colțurile! Vreau să fac triunghiuri mici! Fix așa! Apoi o să pliez părțile laterale! O să apăs pe triunghiurile astea! Și o să îndoi cartonașul! Fix ca la origami! Doar că nu fac o pasăre! Gata! Am pliat totul! Pot începe să asamblez poșeta! O să îndoi colțurile! Și o să pliez partea de deasupra! Acum urmează partea dificilă! Trebuie să ciupesc părțile laterale! Și o să le împing spre mijloc! Acum o să strâng cartonașul! Apoi trebuie să pliez bucata asta peste ca pe un plic! Și am obținut o clapetă! Și gata! O poșetă mică și drăguță! Dar are nevoie de puțină strălucire! Oh, o să adaug și lanțul ăsta! Va fi o curea de umăr genială! E perfectă! E fix ce-i trebuie păpușii mele! Abia aștept să le arăt tuturor! E accesoriul ideal! Îți completează perfect rochea! Arăți bine, Barbie! Cum ți se pare? Deci așa vrei să procedezi! Am ceva mai bun! O să vezi! Stai! Asta e o cutie de pantofi? Nu contează! Sigur pot să fac ceva din ea! Trebuie să o transform complet! O să o acopăr cu vopsea neagră, apoi aștept să se usuce! După care o să folosesc vopsea aurie! O să fac câteva puncte pe capacul cutiei! Vreau să fac un model! Ceva unic! Nu poți avea niciodată prea multe pietre prețioase! O să fac la fel de jur împrejur! Vreau să fie elegantă, dar să și impresioneze! Ar trebui să fie suficient! Arată super! O să scot pantofii! Am băgat o bilă de metal pe un șnur auriu și o să fac o gaură în partea de sus a cutiei! O să trag sfoara prin gaură! Mai are nevoie doar de niște bani! E minunată! Trebuie să vezi ce-am făcut! Orice păpușă își dorește așa ceva! Poftim! Wow, ce frumoasă e! Ce bine mă cunoști! Cred că suntem gata! Hai la petrecere! Piu, ce zi intensă! Ai dreptate! Ce-i ăsta? E un cadou de la Ken! Ce grijuliu e! Și romantic! E iubitul meu! Ce-ai spus? Vrei să ne batem? Fac! Ia de aici! Lasă-l în pace pe Ken! Opriți-vă! Presupun că ai dreptate! E clar pentru noi! Nu, e cadoul nostru! Nu mai contează! O să-l deschid! Așa vom afla pentru cine e! Wow, uite! E superb! Ken are gusturi impecabile! Ți-am spus că e pentru noi! De
parcă mi-ar păsta. Hai să-l testăm! Pare super confortabil! Vai de mine! Mereu mi-am dorit un tron! Ken spune mereu că sunt regina lui! Se pare că a vorbit serios! Stai jos! Stai puțin! Ai nevoie de asta! Adaugă o notă de eleganță! Yay! Arăți minunat! Trebuie să surprind momentul! Am fundalul perfect! Sunt gata! Zâmbește! Revistele de lifestyle vor fi înnebunite după pozele astea! Aparatul foto te iubește! Ești un talent înnăscut! Ce faci acolo? Fac ceva magic! Așa! Nu te mișca! Nu am timp de așa ceva! Wow! Superb! Da, știu! Wow! Pur și simplu wow! Stai puțin! Aici dispăruse paiul ăla! Îl căutam! Sigur merge folosit! O să pun lipici pe laterala paiului. O să las neacoperită o secțiune mică. Apoi o să mai lipesc un pai de el. O să mai adaug câteva paie, până când obțin ceva de genul ăsta. Pot să o las deoparte momentan. O să lipesc două paie unul de altul fix așa. Acum trebuie să mai fac unul. Ăsta va fi cadrul. O să așez celelalte paie deasupra. Am obținut un fotoliu super relaxant. Clar l-aș folosi dacă ar fi al meu. Abia aștept să-i arăt păpușii mele. O să-i placă la nebunie! E fix ce-i trebuie! Va fi atât de relaxant! Sunt foarte mulțumită de cum a ieșit! O, Doamne! A, e genial! Yuhu! Oh, o poză în acțiune! Mă simt atât de plină de viață! Mai sus! Mai sus! Auleu! A, nu! Ce-am făcut? Tronul s-a stricat! M-aș putea uita la asta toată ziua! Nu mai râde! Nu-ți vine să crezi? Wow! O păpușă nouă! Oare cum arată? Hai să aflăm! Wow! Ce aspect futurist are! Dar are nevoie de o baie! O să scufund în apă! Sper că e suficient de caldă! Acum are loc magia! Apa își schimbă culoarea! Văd ceva! Cred că e gata! Ce transformare! Ești frumoasă! Hai să-ți aranjăm părul! Wow! Câtă eleganță! Îmi plac culorile astea! Vreau și eu să am părul așa! Ce norocoasă e! Viața poate fi atât de rea! De ce plângi? Vreau și eu o păpușă! Oh, mereu vrei ceva! Poftim! Ia-o pe asta! Wow! Asta e ziua mea norocoasă! Ah, stai puțin! Ah, da! Am uitat de el! Îl am aici! Prinde! Ciudat! Dar nu mă plâng! Ce distractiv e! Mă distrez de minune! Ești gata? Hai! Mai repede! Apasă accelerația! Abia am început! Îmi place să am vântul în păr! Bibi! Ce se întâmplă aici? Ah, cred că am înghițit o insectă! Au permis de conducere? Ah, nu! Ghiveciul! Uite ce ați făcut! O să fiți pedepsite! Trebuie să faceți curat! Nu glumim! Ah, nu e așa grav! Exagerezi! Dă mătura! E grea! Mă ajuți un pic? Hai, ce trebuie să fac? Sunt deschisă la sugestii! Nu va funcționa! Mai bine dați cu aspiratorul! Hai! E ridicol! Treci la treabă! Cred că e stricat! Nu mă păcălește replica asta! Hai, ce mai aștepți? Nu te uita așa la mine! Trebuie să ne gândim la altceva! Stai puțin! Cred că am o idee! Am nevoie de pensula asta! E perfectă! Are perimoi și flexibil! Trebuie să-i dau jos! Asta a fost partea ușoară! O să tai o bucată de carton! Apoi o să-l lipesc de pensulă! O să fac la fel și pe partea cealaltă! Acum am nevoie de un băț subțire de lemn. O să-l învelesc în hârtie cartonată albastră. O să o strâng bine de tot. Fix așa. O să o prind cu banda adezivă. O să fac asta în partea de sus și de jos. Acum pot prinde pensula. E perfectă, dar trebuie să strângă mizeria în ceva. Am o hârtie cartonată portocalie. O să decupez formele astea. O să pun lipici pe marginea formei mai mari. Și o să lipesc de ea cealaltă bucată. Are nevoie de un mâner. O să folosesc tot un băț de lemn pentru asta. O să le lipesc între ele. Și gata! E timpul să începeți curățenia! Serios? Asta e ideea ta grozavă? Asta o să te lase mască!
Eu nu fac muncă manuală, prefer să folosesc gadgeturi. Cum ar fi acest mini aspirator? Ce drăguț e! Ăsta va curăța toată mizeria! Wow, impresionant! Și e numai al meu! Poftim! Treci la treabă! Nu e corect! Nici măcar nu conduceam eu! Vreau să fie curat, Luna! Bla, bla, bla! Tu poți folosi astea! Mersi! Hai să terminăm mai repede! Nu pot să cred că mă oblig să fac asta! Abia aștept să se termine! Am terminat! Arată bine, nu-i așa? Ați făcut o treabă excelentă! Sunt atât de mândră de tine! Dar să nu mai faci asta! Auleu, auleu! Haide, deschide! Învață să te porți! Care-i problema ei? Nu mai pot să mă țin mult timp! Serios? Cine lasă așa o toaletă? Tu ce cauți acolo? Discut eu acum! Nu pot să cred că fac asta! Bleah, ce scârbos! Cum te-ai murdărit așa? Adică, serios? Și eu care credeam că am avut o zi proastă, trebuie să te curăți. Sper că nu ți-e teamă de spațiile închise. Intră acolo, s-ar putea să amețești puțin. Wow, te hipnotizează! Slavă Domnului că s-a terminat! Wow, ce diferență! Arăți mult mai bine! Dacă mă gândesc mai bine, poate că nu. Trebuie să ne ocupăm de părul ăla. Stai liniștită, știu ce fac. E timpul pentru un nou look. Ceva haios, ceva îndrăzneț. Poate un bob? Ia-ți adio de la șuvițele astea blonde? Hei, e distractiv! Ar trebui să le fac asta ursuleților mei! E atât de multă gumă, trebuie să scăpăm de ea! Nu te mișca! Ai auzit vreodată de șampon? Presupun că nu! Bleah! Astea se aruncă la gunoi! Nu, nu merge! Trebuie să-l radem pe tot! Cine știe, poate o să-ți stea bine, cheală? Se pare că vom afla! Părul lung e demodat! Mai puțin al meu! Eu nu m-aș rade niciodată în cap! Știi ceva? Nu prea-ți stă bine, cheală! Am o idee mai bună! O să-ți pun niște lipici pe cap! Imaginează-ți că e un balsam hrănitor! Ajunge! Am părul ăsta mop și cool! L-am luat de la una din perucile mamei! O să ți-l lipesc pe cap! Folosesc o pensulă ca să-l poziționez! Acum mai adaug o șuviță! Vreau să-ți acopăr capul cu părul mop! Nu vreau să ratez nicio zonă! Ar fi jenant! Asta e ultima șuviță! Wow! Uneori mă uimesc și pe mine! O să-l pieptăn! Arăți incredibil! Dar n-am terminat încă, să-i dăm un pic de strălucire. Acest mic gadget ne ușurează munca. Îl pun pe părul tău și apăs. Lasă în urmă un ștras. Cui nu-i plac bijuteriile? Vezi? Te-am zis că o să arate bine. Ar trebui să fac o meserie din asta. E super! Wow! Chiar îți stă bine! Arată perfect! Ok, ce urmează? Trebuie să ne ocupăm de genele alea. Auci! M-a durut! Să nu fac eu pentru prietene, dar merită. Oricine vrea gene lungi care flutură în vânt. Mai pun câteva. Wow, așa da. Ok, întinde-te și relaxează-te. E timpul să-ți fac buzele. Și știu cu ce, am oja asta transparentă. Eu n-aș folosi așa ceva, dar ție o să-ți stea grozav. Îți aplic un strat subțire pe buze. Uite așa, apoi presar niște sclipici. Am ales unul roz. Cred că o să-ți scoată buzele în evidență. Ups, cred că-i prea mult. Stai liniștită, o să-l suflu. Wow, ar trebui să-mi iau și eu un ruj cu sclipici. Am putea să ne machiem la fel. Stai să mă uit la tine. Ce ne lipsește? Știu, e timpul pentru un tatuaj. Nu o să te doară, cel puțin așa cred. O să-ți aplic cu grijă tatuajul ăsta pe mână. Și acum ai un tatuaj drăguț. Acoperim ambele mâini. O să arăți foarte cool. Da, așa mai merge. Îți dau un aer aparte. Te fac să ieși în evidență. Acum ai nevoie de niște haine noi. Noroc că am ținute pentru orice ocazie. Trebuie să fie ceva pe gustul tău aici. Uită-te în jur. Ce zici de asta? Cum ți se pare? Nu prea-mi place. Așa că o luăm de la capăt. Poate prefer tricourile. Ăsta-i drăguț. Ok, e altceva, dar... Nici gând. Ce altceva mai avem? Pune-l pe ăsta, îmi place. Chiar arăți super. Știi, lipsește ceva. Ai nevoie de niște pantofi. Nu-ți stă bine de sculță? Pantofii mei sunt prea mari. Ha? Rețușco? Nu public? Sper că ai tras apa. Totuși, pot să folosesc chestia asta. Nu mă judeca, slime-ul ăsta e exact ce ne trebuie. O să-l întind, dăm piciorul. Acum o să modelez slime-ul pe piciorul tău.
Pantofii personalizați sunt cei mai tari! Sunt exclusiviști! Acum hai să adăugăm un strop de culoare! Ar putea fi imaginea brandului meu! Conferă un contrast interesant! O să pictez și tocurile! Wow! S-ar asorta cu orice ținută! Ce transformare! Am reușit! Ce s-a întâmplat? Ah, da! Când ai nevoie la toaletă... O să iau partea de sus a sticlei! Lecțiile astea de karate mi-au prins bine! Acum trebuie să pictez! Albul ăsta e ideal! O pictez de jur împrejur! Și pictez și gâtul! Abia aștept să se usuce! O așez pe capacul ăsta de borcan! Ai nevoie de un capac de toaletă! Trebuie să fie confortabil! Folosesc niște burete pentru partea asta! Apoi prind rezervorul! Te așteaptă tronul! Așează-te pe el! Testează-l! Stai liniștită, nu mă uit! Wow! Nu mă așteptam la asta! Hei, Barbie! Vrei să ne jucăm? Ah, mersi că m-ai observat! Vreau să încerc ceva diferit! Îmi place mult că ne jucăm împreună! Ai o păpușă nouă? Pot să văd și eu? Ah, nu! E a mea! Dă încoace! Acum e a mea! Hei, lasă-mă în pace! Oh, e drăguță! Cred că vrea să se dea cu mașina! Ce zici, blondino? Vrum, vrum! Wow! Îmi place să simt vântul prin păr! Ce plictiseală! De ce nu s-a dus păpușa la petrecere? Nu avea cu cine să meargă! Monstrule! Ha, ce glumă bună! Aha, prinde! Prost, am o durere de cap! Trebuie să fug! Barbie, ești bine? Nu vine să cred ce-a făcut! Nu-i bai, te ajut eu! Uite, ți-ai revenit la normal! Nu chiar! Ai nevoie de o transformare! Wow! Barbie, uite! De asta ai și tu nevoie! Părul tău arată groaznic! Hei, știi că te aud, nu? Ce mai așteptăm? Hai să-ți radem tot părul! Nu te mișca! Nu o să dureze mult! O să arăt bine cheală! Nu face asta! Pune jos aparatul de ras! Nu cred! Sigur o să-ți placă! Îndoie serios! Wow! Ce tare îți strălucește capul! Părul meu superb! Stai să vezi ce o să-ți fac când adormi! Aproape am terminat! De ce mi-ai făcut asta? Serios? Ce urât din partea ta! Apoi am nevoie de un ac! O să-l folosesc ca să-ți fac o coafură nouă! O să-i înfig acul în cap și părul o să stea fix pe loc, ca niște extensii de păr! Arată bine? Ai încredere în mine! O să arate super! Nu poate fi mai rău decât să am capul ras! Dar trebuie să am răbdare! O să adaug și ultima șuviță! Cum arăt? Wow! Arăt extraordinar! Dar ai nevoie de un strop de culoare! O să acopăr o pensulă de rimel cu ojă și o să-ți colorez părul cu ea! Wow! Ce bine stă cu nuanța asta! Ce frumoasă e! Mereu am vrut să mă vopsesc! Dar lui Ken îi place cum arăt blândă! Gata! Acum ai nevoie de accesorii! O să folosesc cerceii ăștia! Oh! Ce elegant sunt! Wow! Arăt extraordinar! Super! Ce urmează? O să-ți stea bine cu rochea asta! Se potrivește cu noua ta coafură! Oh! Ce elegante sunt! Te pricep la modă! Știu cui mai place cum arăți! Hei, bună! Wow, ce frumoasă ești! Ah, formați un cuplu adorabil! M-am emoționat! Hai să ne pupăm! Așa e, politicos! Ah, am un iubit! Nu, nu am spălat pe dinți! Se vede! Ah, o să se sărute, cam povești! Oh, wow! Ai altă păpușă? Că, se pupă! Mereu îmi strici distracția! Am ceva pentru tine! Hi-hi, distracție plăcută! Ce grăsos! Iar tu? Au! Ce lovitură! Adică, a căzut! Iuhu! Uite! Poți să zbori! Mai sus! Mai sus! Aaaa! Ce distractiv e! Mereu ne distrăm de minune împreună! N-am salariul suficient de mare pentru asta! Hei, fetițo! Ai primit un coleg! Serios? E pentru mine? Mă întorc imediat, Barbie! Hei, nu te grăbi! Am plecat! Oare ce conține? Nu scrie de la cine e! Interesant! Hai să-l deschid! Bună! Ce? Ce e asta?
Ai văzut? Wow, ce e aia? Sunt noua ta păpușă. Ești dubioasă, foarte dubioasă. Stai, ce ciudat e! Îmi copiază mișcările. Stai așa, de fapt, e super distractivă și ușor plictisitoare. Ok, ia să vedem. Și eu știu să dansez. Uite ce mișcări am! Da, bine, Barbie! Improvizez! Acum e momentul. Nu, ce faci? Ia de aici! Hei, oprește-te! Nu mă mai pot uita la așa ceva? Acum eu fac legea aici. De ce ai făcut asta? Eu sunt, de fapt. Poftim? Nu cred! Vin înapoi! Ah, e îngrozitor! La, 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 la! Aoleu! Barbie, ai văzut ceva? Oarecum, hai să nu mai vorbim despre asta. Îmi pare rău. Trebuie să te spăl. Totul va fi bine. Grăbește-te, te rog. Mă simt oribil. Trebuie să-ți stor coșurile. Wow, ce de mizerie. Ce mare e ăsta. E grețos, dar dă dependență. Ai nevoie de un gel bun de curățare facială. Nu se mai termină. Mersi mult. Asta ar face orice prietenă bună. E chiar distractiv. Ce urmează? Știu! Am nevoie de pasta asta de dinți. O să te dau cu ea pe față, ca să-ți strălucească tenul. Serios? Ce bine e! Stai așa! Oh, e mentolată! Meriți tot ce-i mai bun. Ai nevoie de un pic de strălucire. Mă răsfeți? Eu n-am timp să mă îngrijesc. E frumos! Ca o zi la spa! Măcar am rămas cu... Nu! Acum o să te spăl bine! Nu te mișca! O să te curăț de noroi! Mă gâtilă! Cum e? Oh, da! Fix acolo! Îmi place! Ah, sunt super relaxată! Radiez de frumusețe! Acum o să-ți aranjez părul! Ce zici de niște cocuri? Lipsește ceva. Ai nevoie de o haină nouă. Mult mai bine. Wow, ce frumoase sunt! Atenție, băieți! O să vă cuceresc pe toți. Ținuta asta nouă e genială. Ai gusturi excelente. Oh my god. Arăt fabulos. Te invidiez. Trebuie să te fotografiez. Pozează cumva. Arată ce poți. Ia să vedem cum arată. Wow, trebuie să le postăm. Wow, ești superbă! Nu cred! Ce de like-uri! Vreau să ies în oraș! Atenție, Hollywood! Sosesc! O să fiu vedetă! Mi se îndeplinesc toate visurile! Nimic nu mă poate opri! Trebuie să te culci, ca să-ți faci somnul de frumusețe! Și tu la fel! Ai nevoie de odihnă! Vise plăcute! Acum am și eu puțin timp liber! Hi-hi-hi! O să pornesc televizorul! Ah, ce-i asta? Sparge o minge cu un ac! Wow! Apoi ia o bucată albastră de material textil și o pușie galbenă de material textil. Taie materialul galben în formă de coroană. Apoi adaug câteva detalii, fix așa. Și îl împășor în jurul mingii. Arată interesant, nu? Wow, îmi place! Oare ce să facă mai departe? Acum te operăm! S-ar putea să te doară! Până acum e bine! Stai așa! Acum montăm noul cap! Arăți mult mai bine! Stai așa! De ce țipi? Ce se întâmplă? Sper că ți-a plăcut spectacolul! Îmi place să dansez cu voi! Suntem o familie perfectă! O familie! Încep să amețesc! Îmi vine să vomit! Intră în joc! Auziți? Aveți și voi aceeași idee? Vorbești despre... Vreau un bebe! Speram să spui asta! Atunci eu o să vă aștept aici! Ia să vedem! Așează-te confortabil! O să-ți pun niște plastilină pe burtă! Apoi, o bucată de folie alimentară!
Apoi, mai trebuie niște plastilină. O să o acopăr cu lipici fierbinte. Am nevoie de un strat gros. Cred că ajunge. Acum o să aștept să se întărească. Arată perfect! Gata, Barbie! Bebelușul face așa? Oh, nu! Cred că naști chiar acum! Dispar de aici! N-avem timp de pierdut! Nu-mi vine să cred ce se întâmplă! Abia aștept! O să devin mămică! Sunt gata! Respira în continuare! Ușor de zis, greu de făcut! Ce se întâmplă? Stai liniștită, scumpa mea! Mi se vede capul! Gata! Ai un băiețel! Felicitări! Ce frumușel e! Ce n-ai? Nu e copilul meu! Are ochii tăi, Barbie! Trebuie să discutăm! Ai de dat niște explicații! Ups! Ce jenant! Atunci, eu plec! Stai! Ce e zgomotul ăla? Vine din toaletă! Îl mai aude și altcineva? Ce se întâmplă acolo? Mă duc să văd! Bună! E cineva aici? Ce ciudat! Nu e nimeni aici! Stai! E ceva în toaletă! Ce e aia? E o păpușă? E plină de mizerie! Ce scârbos! Ce urât miroase! Nu e frumos! Detest bullying-ul! Încetați! Da, fugiți! Și să nu vă mai întoarceți! Ești bine? Tu vii cu mine! Trebuie să te curățăm! Cred că e dificilă treaba! Adică, puți! Ok, o să te curățăm de slime-ul ăsta! Bleah, ce disgustător! E foarte lipicios! Gata, nu mai e! Bleah, încă ești murdară! Nu arăți bine! Trebuie să te spălăm! O să scăpăm de hainele astea murdare! Ce faci? Ai vorbit? Sunt cam rușinoasă! Da, scuze! Ce-a fost în mintea mea? Nu te grăbi! Mersi! Wow! Ce bine e să scap de hainele astea! Îmi dau seama! Când ești gata, e timpul pentru o baie fierbinte! Ți-o pregătesc eu! Apa e călduță! Vreau să te răsfeți, așa că o să pun săruri de baie! Amestec totul bine! Wow! Uite ce spumă! Te descurci? Sunt gata! Ce costum de baie drăguț! Ți se potrivește culoarea? Te ajut eu să intri în cadă! Cum e? Apa-i bună? Am nevoie de un burete! O să curețe toată murdăria! E timpul să frecăm! E bine așa? Da! E bine! M-aș putea obișnui cu asta! Ok, cred că ajunge! Nu vrem să ți se încrețească pielea! Wow, ce diferență! Ce urmează? Cred că știu! Trebuie să facem ceva cu acele coșuri! N-ai mai auzit de produse de curățare? Stai liniștită! Ador să spar coșurile! Nu te mișca! Auleu, ce erupție! Cred că trebuie să încercăm o abordare diferită! Nu, n-am nevoie de aia! Nici de aia! Aha, pe asta o căutam! Ador masca asta de față! E atât de hidratantă și grozavă pentru coșuri! Penul meu radiază mereu după aceea și am una pentru tine! Ia uite, o să o adori! Și acum, așteptăm! Unde sunt? Da, masca de față! Wow. Hai să o scoatem! Trebuie să vedem dacă a mers! Nu e ok! Eram sigură că o să funcționeze! Ce altceva am putea folosi? Stai puțin, știu ce să fac! Cât de bun e castravetele! Delicios și un produs esențial de înfrumusețare! O să-ți pun felia pe față! Sper să meargă! O să ronțăi ceva în timp ce așteptăm! Ți se face foame de la schimbarea asta de look! Și castravetele stai delicios! Unde e? S-a terminat! Îmi plăcea! Mai e o felie! Dar nu pot să mănânc! Mai e o singură variantă! Nu e grozavă, dar merită încercată! Nu te mișca! O să storc slime-ul ăsta pe tine! Omulețul ăsta e scârbos!
Sper să meargă. O să-l masez pe coșuri. Nu sunt foarte convinsă. Ce? Nu se poate! Au dispărut coșurile! Wow! E incredibil! E de ținut minte? Vreau și eu un miracol pentru îndepărtarea coșurilor. Ia să vedem. Nu știu ce să zic. Poate că merge numai în cazul păpușilor. Rămân la săpun. Poate vrei să te uiți în oglindă. Ce zici? Tenul meu arată bine, dar mai sunt destule de făcut. Ai văzut sprânceana aia? Totuși. Pe aia? N-am observat-o. Glumești? Uită-te la ea! Eram politicoasă, dar știu cum să rezolv. Oh, ce drăguț! E timpul să operez. Dar ce să folosesc? Ce de variante? Să mă gândesc. Aha, știu! Ciocanul? Probabil că nu e o idee bună. Ăsta merge? Vai, nu o face? Dacă mă gândesc mai bine, știu, o să folosesc penseta. Deja îmi făceam griji. Așa mai merge? Să ne apucăm de pensat. Să-mi spui dacă te doare. Wow, ce de păr! N-ai mai auzit de epilat cu ceară? Nu se mai termină? Serios, cum te-ai ajuns în situația asta? S-a făcut cald aici? Am transpirat rău. Asta e ultima zonă. Mă bucur că s-a terminat, dar am reușit. Ce sprâncene impresionante! Arăți grozav! Sper să-ți placă. Dar mai avem multe de făcut. Trebuie să ne ocupăm de zâmbetul ăla. Totul va fi bine. Am exact ce ne trebuie. Gura mare! Dinții tăi o să strălucească! Arată-mi zâmbetul ăla superb! Am emoții! Ok, acum e acum! Vai, ce lumină intensă! Wow, ăsta da zâmbet de Hollywood! Ce splendoare! Arăți fantastic! Totul a ieșit grozav! Sper că-ți place noua ta versiune! Ce bine e! Nu te opri! Mi s-a blocat degetul! Stai liniștită! O să-l scot! Au! Au! Nu faci asta! Stai așa! Auci! Auci! Vezi? E ok! Stai! E nasol! Ce zici de o nouă coafiură? Ala e părul meu! E ok! Nu te panica! Știu ce să fac! Adică sper că știu! Poate că am ceva util pe aici! Wow! O grămadă de prostii! De ce am ațele astea? Clar trebuie să-mi golesc buzunarele! Stai puțin! Cred că pot să le folosesc pe astea! O să-ți stea grozav! Am nevoie de un aparat de ras pentru asta! Mă bucur că am o mână fermă! Trebuie să-ți rat tot părul! E singura metodă prin care putem scăpa de mizeria asta! Aproape am terminat! Acum îmi trebuie ața și o țepușă din lemn! Înfig ața prin găuri cu țepușa! Folosesc culori diferite! E mai ieftin decât să mergi la un salon de lux! Wow! Uneori mă uimesc! Ce look cool! Ești foarte modernă! Acum e timpul să simți cum îți flutură vântul prin păr! Oh, da! Sunt-o vedetă! Arăt genial! Poate merge să-mi fac ceva similar! Poate că nu! La ce te uiți? Oh, ia uite! Nu-mi stă bine așa! Stilul ăsta mi se potrivește! Chic! La modă! Îl ador! Wow! Și eu? Am nevoie de niște haine noi! Îți plac hainele alea? Mă ocup acum! Revin imediat! Sigur am ceva bun de îmbrăcat pentru tine! Blea! Nici gând! Nu! Pas! Stai puțin! Sigur pot să fac ceva din asta! Nu la asta mă gândisem! Credeam că o să fie mai... de acord, trebuie să dispară. Ce mai e pe aici? Stai să mă gândesc. Hei, ia uite ce am! E din colecția Mama Natură. Nu-ți place nici asta. Rămân în pană de idei. Nu știu ce să mai fac. Sau aș putea folosi lutul ăsta modelator. Ce părere ai? Nu știu ce să zic. Ce aveai de gând să faci? Uite, situația e sub control. Mai întâi întind lutul modelator. Apoi trebuie să încep să-l tai. Folosesc un cuțit pentru lut. Voi începe prin a face niște linii lungi în lutul modelator. Vreau să semene cu o pereche de pantaloni. Hei, arată bine? Acum pot să-i scot cu grijă. Îi pun pe păpușă. Apoi o să fac o bluză. Wow, ce ținută! Îți stă foarte bine!
chiar sunt invidioasă! Vreau și eu haine ca astea! Dar stai, lipsește ceva! Ai nevoie de o jachetă! Stai să te îmbrac cu ea! Wow! Chiar îți completează ținuta! Ești gata să te faci remarcată! Wow! Mulțimea te adoră! Mă simt incredibil! Vei să mă prinzi în unghiul potrivit! Ești superbă! Iar eu sunt obosită! A fost o zi plină! Am făcut multe chestii! Hai să dormim puțin! Ha? Hei! Trezește-te! Ce e? Bună! Ce mai faci? Poftim? Cred că visezi! Nu! Chiar sunt aici! Și arăt incredibil! Nu aș fi reușit fără tine! Wow! Nu-mi vine să cred că se întâmplă asta! Ești reală! Știam eu că o să fim cele mai bune prietene! E cea mai tare zi! Chiar că nu? Vino încoace! Trebuie să mă duc la oră! Wow! Ia uite! Asta da căsuță de păpuși! Aș putea să fac o casă de păpuși mai tare ca asta! Clar mă scriu în competiție! Hei! Fii-te de aici! Vreau să mă înscriu la concurs! Dai drumul! Ai grijă! Nu! Uite ce-ai făcut! Eu? Voiam doar pixul! Ce s-a întâmplat? Au! M-a durut! Dă-te de pe mine! Ce e locul ăsta? Ia uite ce carton! Pot să-l folosesc pentru casa păpușii mele! Cu ce să încep? Vreau să iasă perfect! O să încep prin a tapeta pereții cutiei! Folosesc foi de hârtie colorate! E o metodă rapidă și simplă! Wow, ce colorat arată! Ce zici? Știu, îți place! Mă pricep la design! Ce are Britney? S-a apucat deja? Da, știu, e impresionantă! E ok să fii invidioasă? Am nevoie de un pic de inspirație! Nu! Nu sunt fană! Asta e promițătoare! Acum trebuie să așteptăm! Ador partea asta! Ce drăguță e! O ador! Hai, arunc o privire prin jur! Are tot ce-ți trebuie! Nu-ți place? E ok, pot să rezolv problema! Are nevoie de ceva auriu! Știam că ai gusturi scumpe! Astea o să o transforme! Tai foile la dimensiunea potrivită și le pun în camere! Ok, ce zici? Știam eu că o să-ți placă! Mi-e somn! Și tu ești obosită? Eu fac toată treaba! Ok, știu ce să fac! Trebuie să modific puțin draperia asta! De fapt, trebuie să tai niște bucăți din ea! Sunt bune astea! Am făcut un pat din carton! Folosesc draperia pe post de așternuturi! Pare un pat comod! Poți să-ți faci somnul de frumusețe acum? E cam goală! Are nevoie de mobilă! Vise plăcute! Ce idee bună! E exact ce ne trebuie! Am un plan! Vino! Bună, Kendall! Ce faci? Vreau placa aia din spumă! Îți dau bani pe ea? Wow! Ce de chestii aș putea cumpăra din ei! Ciocolată! Ești bine? Wow, negociez la sânge! Mai mulți bani? Wow, e cea mai tare zi! Woohoo! Situația devine ridicolă! Bogată! N-am mai fost atât de fericită în viața mea! Ia placa de spumă! Ia ta! În sfârșit! O să fie cel mai moale pat din lume! Am tăiat un dreptunghi din placă! Acum trebuie să-l decorez! Cu auriu, evident! Dar trebuie să fie mai luxos! O să înfig boldurile astea în altă bucată de spumă! Arată ca niște perle! Și ultimul bold! Acum trebuie să asamblez totul! Asta o să fie tăblia patului! Acum îmi trebuie o păturică pufoasă! Și perne... Wow! Arată incredibil! Locul ăsta pare ideal pentru pat! Acum lipesc o panglică pe acoperiș! Asta o să fie o perdeluță! Vreau să stai relaxată în pat! Cred că-i gata! Întinde-te în pat! Noapte bună! Aveam nevoie de asta! Am mâncat atâtea dulciuri! Dentistul meu o să se supere! Trezirea! Vreau să zic cocorigo! E deja dimineață? Am dormit perfect! Unde-i păpușa mea? Cred că știu! Hei, ce cauți acolo? Nu mă ignora! Vino încoace! Mă auzi? Ce-ai făcut? Uită-te la tine! Ești plină de ciocolată pe față! Trebuie să te curăț! Nu discut! Nu fi așa!
Ok, știu. Trebuie să transformăm puțin cada asta. O să o pictez cu vopsea aurie. Buretele să-i dă o textură interesantă. După ce se usucă, pun scoci auriu pe margine. Wow, ce decadentă e! Totuși, trebuie să faci baie cu stil și am o toaletă aurie care se asortează. Dar ar putea fi îmbunătățită. O să pictez capacul și presar niște sclipici. Apoi pun scoci auriu pe bazin. Și ce zici de un lanț auriu? N-am mai văzut o astfel de toaletă. Sunt gata! Cum ți se par? Meriți tot ce e mai bun! O să le pun în casă. Toaleta vine aici. Și cada lângă patul tău. E cea mai luxoasă baie. Trebuie să umplem cada. Oh, putem să le folosim pe astea. Torni sucul în cadă. Ai nevoie de niște bule. Apoi bag bomboane mentolate. Acum e un jacuzzi. Intră acolo. Relaxează-te. E vremea ta. Am visat dulciuri toată noaptea. Stai! Ah, da, a fost real. Ați ce miroase? Oh, serios? Încetează! Ce scârbos! Ce ai mâncat? Blea! O să le șin! Dragă, ai o problemă. Trebuie să faci un duș. Am doar paiul ăsta. Nicio problemă. O să trag și o să îndoi așa paiul. Acum îmi trebuie o farfecă. O să tai paiul aici. Mai fac o tăietură sub partea flexibilă. Acum o să lipesc bucățile una de cealaltă. Lipesc și o margică roșie și una albastră. Acum trebuie să construiesc o toaletă. Am făcut baza din spumă. O să înfășor carton în jurul ei. Și apoi pot să fac tronul. Am tot ce-ți trebuie. Dușul vine pe perete. Și acum ai o baie. Hai să o facem mai primitoare. Ok, intră acolo. Trebuie să te speli bine. Îți ofer puțină intimitate. A ieșit ok. Te simți mai bine acum? Miroși incredibil! Dar rochia ta e încă plină de ciocolată. Stai liniștită, o să-ți iau niște haine noi. Ador să cumpăr haine, e cea mai tare chestie. Wow, cât de palpitant! Să vedem ce avem. Nu știu ce să zic. Cred că trebuie să încercăm ceva diferit. Ai vreo idee? Putem să folosim materialul ăsta auriu. Cred că e timpul pentru o ținută personalizată. Așez materialul pe masă. Am făcut un șablon din carton. Acum îl decupez. Și cos bucățile una de cealaltă. A fost mai simplu decât credeam. Probează salopeta. Wow, îți vine fabulos. Zici că ești model. Locul tău e pe podium. Răcoritor. Oh, nu! Trebuie să ne mișcăm mai repede! Te simți mai bine, nu? Wow, ce frumos miroși! Ce? Uită-te la hainele alea! Noi o să facem unele mai reușite! Trebuie să iau ceva mai întâi! Nu-i aici! Unde sunt? Ăsta nu e dormitorul meu! Ce cauți aici? Oh, aia-mi trebuie! Vrei masca mea? Mai am în servietă? Super, mersi! Ha? Nu! Am găsit-o! Stai așa! Cât îți datorez? Știi ceva? Ia tot! Pa! Cine era aia? E timpul să facem o rochie! Ne mai lipsește ceva! Am nevoie de ăsta! O să arăți tare chic! Să începem! Mai întâi tai elasticele măștii! Fac asta pe ambele părți! Apoi o să tai masca! Chiar pe mijloc! Îmi trebuie două bucăți de material. Le pun una lângă alta. Le lipesc și le împăturesc. E super simplu! Ce fustă drăguță! Poftim! Wow! Se potrivește cu bluza ta! Și baticul? Grozavă alegere! Ai nevoie de un suport pentru haine în camera ta? Niciodată nu poți avea suficiente ținute! Arăți perfect! Ghici ce-am eu! Trebuie să te așezi pe ceva! E superb, nu-i așa? Wow, aleu! Stai! Nu mă pot uita! Ce? De unde a apărut ăsta? Fotoliul e distrus! Da, chiar că... Dă-mi-l! De ce a trebuit să se întâmple asta? Îmi pare rău! Stai! Ce prostuțe sunt! Putem să-l facem auriu! Nu pot să cred că am uitat de treaba asta! Un mic pliu aici și e gata! Arată și mai bine! Poate că totul s-a întâmplat cu un motiv! Wow, chiar armonizează camera! Ia un loc pe tronul tău! Ce zici, Kendall? Ia să văd! Wow, ce elegant e! Stai
așa. Poate fac și eu un fotoliu pentru păpușa mea. Știu ce să fac. Am lipit bureții ăștia unul de celălalt. Acum o să aplic niște lipici pe ei. O fac până la capăt. Apoi îndoi o bucată de material peste ei. Prind materialul de lipici. Încerc să lucrez cât pot de îngrijit. Lipesc niște pâslă neagră pe mijloc. Acum pot să întorc obiectul. Realizez la fel spatele și lateralele. Am obținut o canapea acum. Testează-o! Pare tare confortabilă. Am niște accesorii pentru tine. Micile detalii dau casei un aer aparte. Cred că ți-e foame acum. Mănâncă niște tort. Ai nevoie și de niște plante. Ce zici de câteva tablouri? Eu le prefer pe cele clasice. Îți trebuie o poză cu iubitul. Cred că suntem aproape gata. Wow, asta da casă. Zici că e un palat. Hei, nu te supăra. Scuze. Oh, îmi place ce ai creat. E atât de auriu. Da, asta mi-am dorit. Și casa păpușii tale e diferită. În sensul bun. Uite, se întâmplă ceva. Nu se poate, am câștigat. Felicitări. Wow, ce fericită sunt. E o victorie bine meritată. Mi-am promis că nu o să plâng. Nu e rămas bun, ci doar pe mai târziu. Wow, cred că e ziua mea norocoasă. Propria păpușă, wow, ce frumoasă e. Arăți minunat, atât de elegantă și fermecătoare. Bună. Aoleu, ce-a pățit păpușa ta? Îi stă rău părul azi. Ce-i aia? O transformare pentru păpuși? Ce treabă utilă! Eu am văzut-o prima. Ce cool! Să nu-mi stai în cale, sau vezi tu. Eu? Ai auzit-o, domnișoară? Ce se întâmplă? Ce palpitant! Stai, ce miros așa? Aoleu, mă ustură nările. Fă-te comodă. Ehem. Asta da servire. Miroși aproape la fel de rău ca mine. Trebuie să te curățăm. Arăți groaznic, nu te supăra. Blea, ia uite, ce scârbos. Cred că o să dureze ceva. Dar stai liniștită, o să arăți ca o păpușă nouă. Ai auzit de igiena personală, nu? Ce-a fost aia? Încetează! Vai, câtă mizerie! E mult de muncă. E timpul să apelez la artileria grea. Nu o să doară. Rău, o să vomit. Voiam garnitură de cartofi prăjiți, nu bețișoare murdare. Arăți bine. Dar încă puți. Oare ce să facem? Stai puțin, pot folosi cutia aia. Am o idee grozavă. Super, spectacol gratuit de lumini. Trebuia să se întâmple asta? E exact ce ne trebuie. Un duș doar al tău. Ce altceva ți-ai mai putea dori? Ce mai aștepți? Intră acolo. Nu cred că mai pot suporta duhoarea. Mereu îmi place să fie muzică în duș. Oh, îmi place asta. Au plecat. Oh, nu, păpușa mea. E un dezastru. Ți s-a întins machiajul. Nu putem permite asta. Trebuie să ne gândim la reputația noastră. Știu, asta s-ar putea să fie bună. Totuși, e cam banală pentru nevoile noastre. O să aplic vopsea aurie pe exterior. Folosesc un buret în loc de pensulă. Îi conferă textură. O să fac asta pe toată suprafața recipientului. Apoi voi lipi aceste piciorușe decorative. Dar n-am terminat încă. Mai are nevoie de ceva. O să aplic ojă transparentă pe jumătatea superioară a recipientului. Și apoi o să presesc lipici auriu pe deasupra. Dar trebuie să aibă și pietre prețioase, nu? Wow! O să arate incredibil! Cred că e gata. E o cadă demnă de o regină. Gina, e timpul să faci o baie relaxantă. Știu că să-ți placă. Cum e apa? Sper că e călduță. Poate că ar trebui să aprind niște lumânări. Ar crea o atmosferă plăcută. Dar tu par mulțumită. Șup, șup, la, la, la. Cred că ai stat destul. Nu vrei să ți se încrețească pielea? Ești acolo. Gelul de duș miroase a nucă de cocos? Bună alegere. Mai sunt destule de făcut. Ai multă gumă în păr? Cum putem rezolva problema? Ce zici de o tunsoare nouă? O să-ți tai guma din păr. Aveai nevoie de asta? Lasă! Gata, cred că am scos toată guma. Acum trebuie să te coafez. Dar nu am o perie. Nu e bună asta. Aha, e perfectă. Trebuie să tai o rămurică. Îmi trebuie doar o bucățică. O să plic lipici pe o parte. Apoi o să prind scobitori. Acum poți să-ți pieptăm părul. Trebuie să fie drept și frumos. E bine? Merge perfect! O să arăți ca și cum tocmai ai ieșit dintr-un salon. Părul tău e mătăsos acum. Ești uscat acum. Dar părul tău, aoleu, nu trebuie să te vadă nimeni așa. E ok, am o perie aici. Ești iar tipa cochetă.
O să-ți fac o coadă. Ups! Hei, ce faci? A, stai așa! Clar pot să folosesc asta! Wow! Britney nu trebuie să afle! Ia uite ce am eu! O să-ți stea grozav! Se prind în păr! Oh, e adorabilă! N-ai cum să dai greș cu un accesoriu! Nu merge bine! O să te vopsesc puțin! Nu te mișca! Nu vreau să o dau în bară! E ca la ora de pictură! Nu mă pricep nici la asta! Există o singură soluție! Trebuie să-l tai! Ce zici de o tunsoare bob? Cred că am exagerat! A fost mai greu decât mă așteptam! Asta e! Îl rad pe tot! E la modă să fii rasă în cap! Wow, ce cap lucios ai! Ce-am făcut? Trebuie să remediez problema! Știu! Îmi trebuie panglica asta! Am nevoie doar de o bucățică! Apoi iau un ac! Cu el o să trag ațe din panglică! Apoi o lipesc pe un scotch! Acum pot să o lipesc pe capul păpușii mele! Creez mai multe straturi! E ca o perucă! Și arată grozav! Ce păr lung și auriu! Dragă, arăți fabulos! O să-ți fac și breton! Cred că am terminat! Stai! La ce te uiți? Am înțeles! Cred că e drăguț! E genul tău, nu? Wow, ești îndrăgostită! Cred că și el te place! Nu poți să ieși îmbrăcat așa! Trebuie să-ți găsim o ținută nouă! Vino! Stai acolo! Ce zici de asta? O să încerc altceva! Astea sunt drăguțe! Wow, ce pretențioasă ești! Ți-am răscolit toată garderoba! Nu mai sunt alte haine! Trebuie să te îmbraci cu ceva! Stai! Am o idee grozavă! Pot să folosesc materialul ăsta! Stai acolo! O să îndoi materialul, apoi fac o tăietură în colț. Vreau să fie cât se poate de dreaptă. O să-ți înfășor materialul pe talie și apoi mai adaug alte straturi. Leg totul cu o panglică aurie. E o rochie superbă, fluidă. Stai să te vadă el așa. Ești foarte frumoasă. O să fie bine. Ce romantic. E ca într-un bazm. Prieteni, e un clip de familie. O să vă ofer puțină intimitate. Ți-a luat un cadou? El e alesul. M-a luat somnul de la atâta romantism. Dispari. Ia un loc. Cine sunt păpușile alea? Ce au spus? Lăsați-o în pace. Nu mai râdeți. Păpușile pot fi atât de rele. Ignoră-le. Dar chiar trebuie să schimbăm hainele astea. Știu, sper că-ți place magia. Ăsta o să fie trucul meu cel mai reușit. O să transform un sac de gunoi într-o rochie chic. Ce zici? Sunt de acord! E fabuloasă! Orice fată are nevoie de o rochiță neagră! Nea, să învăț aminte! Mă bucur că te-am putut ajuta! Wow! Uite ce rochițe au! Ce drăguț! Și să folosești un sac de gunoi! Am și eu o rochie așa! Gura mare, e important să te hidratezi! O păstrăm pentru mai târziu, dar unde să o punem? Nu merge! Poți să ții? Trebuie să găsim o soluție. Lasă-mă puțin. Wow, vezi și tu asta? Stai, ce faci? Nu. Te-am prins. Ce faci? Am nevoie de o bucățică din cârpa asta. Eu, unghiile tale, bleah. Păstrează-o. Nu e mare lucru. Sunt cam murdare. O să le curăț mai târziu. Am chestii mai importante de făcut. O să pun cârpa pe masa asta, apoi o să decupez un pătrățel. Îl pliez, uite așa. Acum îi pun un șnur și lipesc totul. Wow, o geantă de designer! Îți poate ține toate lucrurile, cum ar fi sticla ta de apă. Probează-o! Stai puțin! Trebuie să ai și tu o geantă. Să vedem, poate găsesc ceva în geanta mea. Nimic nu e bun. Stai așa, ce-i asta? Am uitat că aveam periuța de dinți aici. Dar nu o să folosesc pentru dinții mei. Aplic lipici pe husă. Cred că ajunge. Am un bol plin de mărgele decorative. O să tăvălesc husa prin ele. O răsucesc bine. Vreau să fie acoperită complet. Pot să scot periuța de dinți acum. Am obținut o mică poșetă plic. E exact ce-i trebuia păpușii mele. Merge bine cu rochia ta? Îmi place mult. Ar trebui să ieșim în oraș. Britney pare drăguță. Am putea fi prietene. Vai, ales-o pentru mine?
Trebuie să fac să se întâmple asta. Am nevoie de niște cadouri mai întâi. Ce e aia? Uf, e goală. Trebuie să găsesc altceva. Ce e aici? Bleah, nu cred că e genul lui Britney. Trecem mai departe. Trebuie să fiu cu ochii în patru. Poate să-i placă niște flori. O iau pe asta. O să fac un buchet frumos. Pun florile la oaltă, le lec o sfoară și pun o fundiță. Ce drăguț arată! Sper să-i placă! Haide, dă-i florile! Britney? Ce e? Am ceva pentru tine. Poftim! Pentru mine? Mă întorc imediat! Dar... Trebuie să găsesc ceva! Nu merge nimic din chestiile astea! Lănțișor! Dar mai trebuie ceva! Un tigru! S-ar putea să meargă! Merită să încerc! Trebuie să-l transform în ceva special! Nu un dinozaur! Un scorpion! Așa mai merge! O să-l colorez puțin! Îi fac niște pete cu vopsea neagră, apoi o să aplic vopsea galbenă peste ele! O să iasă grozav! Acum îmi trebuie lănțișorul! O să îl pun la gât! Ia uite! O pisicuță scumpă! E super! Kendall pare foarte tristă! Trebuie să-mi veselesc! Bună, Kendall! What? Am ceva pentru tine! Sper că e ok! Nu mi-a mai făcut nimeni un cadou până acum! Ia florile astea! Gestul contează! Îmbrățișează-mă! Uită-te la tine! Ce murdară ești! Trebuie să te curățăm! Nu te mișca! M-a inundat cineva? Mi-ar prinde bine un duș? E atât de plăcut! Stai liniștită, n-am uitat de tine! Trebuie să prind câțiva stropi! Cred că ajung! Așa o să scap de murdărie! O să fii ca nouă! Uneori toată lumea are nevoie să se răsfețe nițel! Poate comodă! Ce periuță de dinți minusculă! Nu te mișca! Gura mare! Acuși o să ai un zâmbet de Hollywood! O să am nevoie de ochelari de soare ca să mă uit la tine! Ce dinți strălucitori! Acum e rândul meu! Ce plăcut e! Asta da viață! Îți place? Deci, ce o să facem, păpușico? Cred că trebuie să-ți aranjăm părul! E cam banal! Stai liniștită! Știu ce am de făcut! Sunt expert în coafarea părului! Acum a fost vina ta! Hai să încercăm iar! Arăți de parcă te-ai fi tăvălit prin tufișuri! E atât de enervant! Mă bucur să te văd, draga mea! Mă ocup eu! Stai! Ocupă-te de păpușa mea! Ok! O să am nevoie de niște instrumente speciale! Unde sunt? Fix ce-mi trebuie! S-ar putea să fie dificil! Nu te mișca! Mai întâi am nevoie de un bol, apoi o să torn apă și acum un pic de colorant alimentar! O să le amestec până se combină! Arată bine? Unde e clienta mea? O să înmoi părul păpușii în apă! Temperatura e bună? Ce vorbesc aici? Ești o păpușă! O să las părul să se îmbibe cu apa colorată, apoi o să storc părul ca să elimin toată apa! Acum trebuie să-ți uscăm părul! Culoarea asta chiar te prinde! Ce frumoasă e! Ai terminat? Ce diferit arăți! Mai rămâne să mă plătești! Accepti bomboane? De-aia nu lucrez pentru copii! A fost uimitor! Mă simt ca o altă persoană! Uite ce păr! Vrei și tu un nou look? Când ai folosit șampon ultima dată? Ce să fac? Stai puțin! Aș putea folosi chestia asta! Merită să încerc! O să-mi așez păpușa pe masă, apoi o să tund! Ce bine arăți cu părul scurt! Nu-ți stă bine, cheală! O să bag firul prin capul păpușii și o să folosesc culori diferite! O să aibă un look mai frapant! Acum o să tai firul rămas și o să-ți pun la loc capul! Aș vrea să am și eu un astfel de păr! Arăți uimitor! Sunt atât de invidioasă! Și la fel e și Ava!
Crema asta de ciocolată e delicioasă! Gustă și tu! Oh, nu! Am dat pe tine! Îmi pare rău! Trebuie să schimbăm hainele! Noroc că am valiza asta cu ținută de schimb! Sunt pregătită pentru orice situație! Ce zici? E drăguță, nu-i așa? Haide, probează-o! O să-ți placă la nebunie! Wow, arăți uimitor! Oricum, tu arăți bine în orice ținută! Dar ești atât de chic! Ar trebui să defilez pe podium! Wow, am rămas fără cuvinte! Și pisica pe post de accesoriu? Ce idee bună! Ce ai zice de o ținută mai lejeră? E ideală când explorezi orașul? Fermecătoare, dar lejeră! Ești în oraș cu fetele? Ținuta asta arată că ești gata de distracție! O să fii sufletul petrecerii! Ești grozavă, dragă! Wow, uite ce de haine! Sunt mai frumoase decât garderoba mea? Cred că trebuie să-ți luăm niște rochii noi! E timpul să mergem la cumpărături! Câtă nerușinare! Ups, scuze! Nu știu unde să mă uit! Calmează-te, e acoperită! Hei, Ava! Psst, îmi împrumuți și mie aia? Șoseta, e în spatele tău! Abia mi-am făcut unghiile! Te rog, chiar am nevoie de ea! Bine, ia-o! Of, ce scârboasă e! Mersi, e perfectă! Mai întâi trebuie să tai vârful șosetei. Uite așa! Acum o să decupez un mic triunghi pe laterale. Arată bine! Vrei să o probezi? Wow, arată grozav! Mi-aș fi dorit și eu să am o rochie ca asta! Mersi, Ava! Ha? Nu te aud! În fine! Oh, da! Nu, ce-am făcut? Stai să șterg! Îmi pare rău! Crezi că mă poți ierta? Suntem experți în domeniul artei, scumpă! Nu te alarma! Am auzit de pantof! Ador originalitatea! Tușele sunt deosebite! Am văzut lucruri mai reușite, dar totuși arată ok! Știu că tu ești impresionată, dar tu? Nu știu ce să zic! Poftim? Ok, îmi place! Așa mai merge! Vreau să arate perfect! Mi-a venit o idee! Am nevoie de un bol cu apă și o să adaug niște oz în el. O să folosesc diferite culori. Vreau să arate uimitor. Cred că ajunge. Acum o să scufund pantoful în bol. O să-l mișc prin apă. Vreau să se imprime pe el toate culorile. Wow, ia uite! Păpușa mea are pantofi personalizați! Wow, ce manoperă desăvârșită! Casele de modă din Milano ar fi invidioase! Îi luăm! Oh, a scufundat un pantof cu niște ojă! Dacă arta e atât de simplă, voi încerca și eu! Trebuie doar să găsesc un pantof! Haide, măi, unde-o fi? O să mă uit pe internet! Nu-mi permit nicio pereche de aici! Toate sunt atât de scumpe! Ce mă fac? Știu! Am niște bani puși deoparte pentru urgențe! Presupun că i-au găsit șoarecii! Of, de ce mi se întâmplă mereu asta? Acum ce mă fac? Poate sunt niște bani sub canapea. Oh, un pistol de lipit și niște pixuri. O să fie utile. E timpul să devin creativă. Mai întâi o să pun un balon pe piciorul păpușii mele. Așa nu o să se murdărească. Și arată ca o șosetă. O să aplic lipici pe balon. O să fie mulajul meu. Apoi îmi trebuie niște carton buretan. O să desenez conturul unui picior. Apoi o să-l decupez. Acum pot să-l colorez. O să creez un efect de curcubeu. O să folosesc diferite culori pe toată suprafața. Wow, arată grozav! O să aplic lipici pe latura superioară. Apoi o să lipesc mulajul din lipici. Wow, cizme făcute acasă! Dar n-am terminat. O să folosesc niște fluid corector ca să colorez lipiciul. O să fac puncte mici și albe cu pixul. Ce cool sunt! Și le-am făcut singură. Sper să-i placă păpușii mele. Hai să le probezi. Îți vin perfect. Wow, sunt grozave. Ce modernă ești. Ai un talent născut. Wow, ia uite. Spune-mi că nu am halucinații. Am descoperit un geniu. Unde plecați? Trebuie să văd cizmele alea. Ah, bună. Bravo, opera ta e incredibilă. Mulțumesc! N-am mai văzut niciodată așa ceva! Ăștia sunt pentru mine? Stai puțin! Vreți să cumpărați cizmele? Nu sunt de vânzare, sunt ale păpușii mele! Dar?
Putem să te facem faimoasă! Eu vreau doar să fie păpușa mea fericită. Hai să plecăm de aici. Ce drăguțe suntem! Stai, o să ai nevoie de propriul telefon. L-am cumpărat pentru tine. Acum putem să ne trimitem mesaje? Ce urât din partea ta! Ar trebui să fii mai recunoscătoare. Hai să încercăm iar. Ține pe ea. Of, trebuie să rezolvi cumva problema asta. Mulțumesc, mâini misterioase. E dificilă treaba. O să-mi ia mult să planific asta. Mâinile păpușii mele sunt atât de mici. Poate dacă aș... Ah, pot să creez o poșetă. O să fie grozavă. Arată îngrozitor. E prea banală. Trebuie să o refac. Concentrează-te, Ava. Știu că pot. Deja arată mai bine. Îi trebuie o baretă cu lanț. Wow, e fabuloasă! Ar trebui să mă fac designer. Sunt genială! Am nevoie de niște burete auriu. O să-l tai în formă de cruce. Acum trebuie să dezlipesc folia adezivă. O să ridic marginile și o să le prind una de cealaltă. Apoi pot să îndoi pe deasupra secțiunea mai lungă. Și am obținut o poșetă! Mai am nevoie doar de lanț. Wow! Aș purta așa ceva? Poftim! E fix ce-ți trebuie! Putem să-ți punem toate obiectele în ea? E atât de încăpătoare! N-o să-ți mai lipsească niciodată telefonul! Sau periile de păr! Ia uite! Încap toate! Wow! Arăți uimitor! Trebuie să fac o poză! Clar o să o postez! Zâmbește! Suntem în direct! Ai un mesaj pentru fanii tăi? Ah, salut! Vezi să-mi surprinzi latura bună? Oh? Dă-te de aici, doamnă! Vorbesc cu păpușa! Scuze! Hei! Poți să te dai din cadru? Cât de umilitor! Ce-am făcut? Acum e șansa mea! O iau pe asta! E exact ce-mi trebuie! Să fiu rapidă! Nu vreau să observe, Ava! Mai întâi o să te scos peticul ăsta! Ador culorile! Acum îmi trebuie un fermoar! O să aplic lipici pe fiecare parte! Apoi o să lipesc burete strălucitor pe el! Acum trebuie să-i dau o formă! O să-l îndoi așa, apoi o să-l lipesc pe o bucată de carton! Mă asigur că stă fix! O să pun lipici pe margini! Mă bucur că nu-mi tremură mâna! Cred că ajunge! Apoi o să lipesc mai mult burete pe el! Nu vreau niciun spațiu gol! O să fac la fel și pe partea cealaltă! Acum o să tai peticul în aceeași formă! Și o să-l lipesc pe burete! Acum trebuie să pun două picături de lipici deasupra! Uite așa! O să lipesc o bucățică de material aici! Și pe latura fără petic! Păpușa mea are un ghiozdan! Poftim! Ăsta-i pentru toate lucrurile tale! Wow! Aș fi vrut să arăt ca tine! Putem să ne mișcăm mai repede? De unde a luat Annie ghiozdanul ăla? Arată bine! Ah, mersi! E drăguț, nu-i așa? Îmi place mult! Stai! Aia-i rochia mea? Poftim? Nu! Nu e nicio rochie aici! Vorbim mai târziu! Azi e ziua cea mare! Trebuie să mă grăbesc, mă așteaptă Ken! E murdară! Hei, Barbie! Ce bine arată! Ia cine e? Te iubesc, Ken! Da! Da. Serios? În ziua nunții mele? Nu-mi vine să cred că am fost trădată de Ken! Aoleu! Ce e asta? O păpușă nouă! În sfârșit! Miroși urât! Hai să te spălăm! Acum o să te curăț de mizerie! Ai greșit pânza, păianjenule! Oribil! Ai nevoie de atenție suplimentară! Atenție! Ce faci? Îți fac un tratament corporal complet! Sper că îți place praful de zână! Ai nevoie de un pic de strălucire după tot praful ăla! Acum trebuie să te curăți! Ce relaxant pare! Poate ar trebui să-mi cumpăr și eu una! Aproape am terminat! Arăți bine! Ai niște spumă pe față! Acum o să-ți fac baie! Secretul e să intri complet în cadă! Am spus complet!
O să acopăr câteva zone. Eram sigură că o baie cu spumă o să te ajute. Wow! Ești perfect curată! O să te aranjez imediat. N-a funcționat! Ai nevoie de un duș ca la carte. Nu-mi vine să cred că baia cu spumă n-a fost ce trebuie, dar se poartă curățarea dublă. Ce bine că n-am aruncat ăsta. Reducere folosește, reciclează, nu-i așa? Și acum o să fac pereții cabinei de duș. A? Arată super, nu? Cred că Barbie ar fi încântată. Am ales modelul special pentru ea. De ce mai are nevoie un duș? De o pară de duș, evident. Nu se găsesc unele de mărimea ei, deci trebuie să fiu creativă. O să fac niște găuri în lut. Poți face cât de multe vrei. Dar eu cred că astea ajung. Niciun proiect nu e complet fără un pic de lipici fierbinte. Și acum apasă. Apoi lipește paiul de para de duș. Evident, lipiciul fierbinte e roz. E culoarea preferată a lui Barbie. Lipește-l bine și ai terminat. Wow! Lipsește ceva. Aha, știu. Voilà! Se asortează cu pereții. Barbie va fi încântată. Ești gata să faci duș? Ups, stai să te acopăr. Spor! Nu tragem cu ochiul. Hai să o lăsăm singură. A? Spor! Wow, ce răcoritor e! Gata! Ce bine miroși! Ce murdară e! Dar nu-i bai, știu un truc! Hai să-ți facem o rochie nouă! Mereu mi-am dorit să fiu un designer de modă! Barbie va fi prima mea muză! Vreau ca rochia asta să fie perfectă! Mă simt ca o profesionistă! Sper să-i vină! Hai să o probezi! Wow, ești gata de parada modei! Wow, arătăm la fel! Parcă am fi gemene! Aproape! Are nevoie de o bentiță drăguță ca a mea! O să folosesc capacul ăsta, dar are altă culoare! Și e și prea mare! Gata! Hai să-i schimbăm culoarea! Pac! Perfect! Dar ai nevoie de o casă! Știu pe cine să sun! Alo? Maya? Da, eu sunt! Wow, e casa visurilor mele! Cum ți se pare, Barbie? Vai, Maya! E și casa visurilor mele! Ești extraordinară! Abia aștept! Wow, ia să vedem! Sigur e ușor! Da, scumpa mea! Poți să-mi construiești asta? Sigur, scumpa mea! E o joacă de copii! Mersi, tati! Ia să vedem! E foarte ușor, nu? Ușor? Ce e asta mai exact? Avem nevoie de lapte! Dar magazinul e închis! Stai, unde pleci? Asta e! Ce scrie aici? Am înțeles! Și acum cu ce să încep? N-ar trebui să fie foarte greu. Asamblați-vă elementelor. Am terminat. Cum ți se pare? Ups, am uitat de surpriza cea mare. Barbie, ești gata pentru turul noii tale case? Hai să începem. Casa asta are toate cele necesare. Vrei să urci la etaj? Wow, m-aș putea relaxa toată ziua aici. Și acum dormitorul. Eu l-am aranjat. Arată super, nu-i așa? Aș vrea și eu așa o casă. Cum ți se pare? Wow, Maya! E cea mai tare casă din lume! Nu-i așa? Wow! Poți să repari și veioza asta? Nu, tata! Lasă-mă-mi Îmi chiorăie burta! Și tu vrei ceva de mâncare, nu? Hai să mergem! Ceva special pentru o domnișoară specială! Nu? Nu e o cină la lumina lumânărilor? Dar ar fi frumos, nu-i așa? Poate într-o zi o să ieși la o întâlnire, Barbie! Momentan o să-ți pregătesc cina! Asta e o rețetă veche de familie! În seara asta avem în meniu ouă! E drăguț, nu-i așa? Facem ouă miniaturale pentru Barbie! Și ultimul pas, gălbenușul!
nu e așa că e distractiv? E gata! Ți-am adus comanda! Ochiuri! Bon apetit! Delicios! Cel mai bun fel de mâncare din oraș! Vrei să ieșim la plimbare? Oh, nu! Sunt plină! Nu-i bai! Te ajut imediat! Aia! Barbie trebuie să facă mișcare! Deci o să-i facem o bicicletă! Dar nu cred că se fac biciclete pentru păpuși, deci o să-i fac eu una! Are nevoie de o șa! Asta e perfectă! O să păstrez popcornul pentru mai târziu! Sper să nu deranjeze pe Barbie că miroase a popcorn! Pe mine nu m-ar deranja! O să fac roțile din CD-urile astea vechi! Și că așa se asculta muzică pe vremuri! Dar unde sunt boxele? Nu mai contează! Acum sunt roțile lui Barbie! Ești gata de plimbare? Aaaa, ce distractiv e! Vai, Ken! Cine e? Oh. Wow, ce frumoasă e! Ken? Ea e noua ta iubită! Poftim? Bună! Bună! Vrei să ne jucăm? Ce păpușe drăguță ai, Ken! Ce drăguță e! Mulțumesc! Vrei să ieșim în oraș împreună? Să ieșim în oraș? Da, mi-ar plăcea mult! Mâine? Da! Ai o întâlnire! Oh, nu! Trebuie să te curăți! Hai acasă! Trebuie să mă grăbesc! Oh, nu! Nu poți merge așa la întâlnire? Hai la salon! Momentele disperate necesită măsuri disperate! Îmi pare rău, dar trebuie să fac asta! Ce oribil! Ți s-a lipit de păr! Trebuie să te tund! Acum ai o zonă fără păr! Nu arată bine deloc! Știu ce pot face! Stai liniștită, Barbie, te rezolvi imediat! Ți-l pun la loc imediat, promit! O să folosesc o bucată de panglică! Poți folosi orice culoare, dar în seara asta am chef de albastru! Sunt sigură că Barbie o să arate super! O să apuc ața asta de aici și o să trag de ea! Ce satisfăcător e! O să tai o bucată lungă cât părul lui Barbie! Sigur o să-i acopere zona fără păr! Ce culoare frumoasă! Acum o să-i fac niște șuvițe! Haia! Wow, ce bine-i stă! Super! Ești gata de întâlnire! Ups! Dentița! Acum arăți iar perfect! Dar mai ai nevoie de ceva! De machiaj! Relaxează-te și lasă-mă să-mi fac treaba! Cutia asta conține toate cele necesare pentru a te transforma! Voila! Ochelarii mei cu lupă! Aha! Acum îți văd porii! Sper să arăt bine la final, Maya! Vreau să arăt perfect la întâlnire! Ai încredere în mine, Barbie? O să ai o întâlnire de nota 10! Hai să începem cu tușul ăsta de ochi! Tuș de ochi alb, serios? Ai încredere în mine? O să-l faci să roșească! Acum o să adaug un strop de culoare! Și la final... Ești drăguță ca o margaretă! Sunt mândră de rezultat! Ce frumos! Acum semeni perfect cu mine! Stai așa! Ce-i cu astea? Transformarea continuă! Unghiile astea nu sunt acceptabile! Ochii mei! Ups! Îmi pare rău! În sfârșit! Nu mai am nevoie de asta! Așa! O să te frigă puțin... Dar o să ai niște unghii superbe! Pregătește-te! Nu! Ce face cu ăla? Nu mai fi așa dramatică! Vezi? Nu e așa rău! Ultima unghie! Și gata! Acum poți alege o culoare! Nu vreau culoarea asta! Nici asta? Nu, mulțumesc! Nici asta nu-mi place! Nici asta? Da, e superbă! Ok, hai să găsim moja corectă! Nu? Asta e! Aha! Avem nevoie de foarte puțină! Perfect! Trebuie să mă concentrez ca să nu greșesc! Am terminat! Wow, sunt o adevărată artistă!
Ai niște unghii superbe! Wow, acum ești perfectă! Și ești gata de întâlnire! Hai să mergem! Aici trebuia să ne vedem! Unde e? Ne-au dat țeapă! Ce se aude? Bip, bip! Am întâlnire cu Barbie! Ken a ajuns totuși! Ken, ai venit! Evident, frumoasă! Hai să mergem! Ce romantic! Acum sunt singură! Pentru dumneavoastră, domnișoară! N-am comandat nimic! La Bahamas? O călătorie all-inclusive? Nu mai am nevoie de Barbie, am câștigat o vacanță! Am plecat! Pa! Ce-i aia? Totuși e noapte! Chiar trebuie să fie atât de luminoasă! Te-am trezit? Ce nervant! Ok, înapoi la somn! Gata! Trebuie să rezolv problema asta! Ce faci? E miezul nopții! Alo, am nevoie de ajutorul tău! M-ai chemat? Am nevoie de draperii! Minunat! Am niște monstre superbe aici! Îmi place aia! Ok, o să fac niște măsurători! E timpul să trec la treabă! Nu o să dureze mult! Bun! Sunt atât de obosită! Hei, ai grijă! Gata! Ce zici? Bravo! Îl meriți! Doar atât? Foarte amuzant! Mă rog, poftim! Cu plăcere! Cu plăcere! Nene! Acum pot să dorm! Mai vedem noi! Wow, ce draperii bune! Salutare! O nouă victimă! Serios? Încercam să dorm! Uite ce draperii! Ce idee bună! Dar nu am nimic atât de stilat! Ce mă fac? Aș putea folosi păturica asta! O să întind păturica pe o suprafață plană! Apoi o să îndoi o margine! O să continui să o îndoi! Și o să suprapun straturile! Ok, o să o prind în mijloc! Trebuie să fac o gaură în material! Ce drăguț! Acum trebuie să o leg! O să bag asta prin gaură! Și o să o apuc pe partea cealaltă! Apoi o să desfac materialul! Cred că e gata, jaluzeaua! Hai să o atârnăm! Ar trebui să împiedice lumina să intre! Stai! Hei, nu e corect! Bună dimineața! Nu pot să las cartea asta din mână! E super captivantă! Wow, e atât de bună! M-am plictisit! Trebuie să găsesc ceva de făcut! Ia uite! Wow! Alo, vreau să plasez o comandă! Ce serviciu grozav! Poftim! E fix ce-mi doream! E perfectă chestia asta! Ce-i aia? În fine! Abia aștept să o folosesc! Acum am propriul meu club! Super tare, nu-i așa? Wow, e genial! Wow, ia uite! Pot să petrec și eu? Nu! Woohoo! Dar, câtă răutate! Stai puțin! Nu mai merge! Știu! Hei, știu ce să fac! O să fie ceva magic! O să îndepărtez capacul unei cutii de lapte. Apoi o să decupesc steluțe și o să lipesc hârtie pe exterior. Un pic de vopsea și sunt gata de petrecere! Trebuie doar să metalez cele mai bune mișcări de dans! Ce ziceți? Am și o feioză! O să pun cartonul peste bec și putem petrece! Wow, să mergem! E grozav! Îmi place la nebunie! Ce frumos arată! Wow, chiar arată bine! Ashley, ce faci? Șt,
încerc să mă concentrez. E atât de greu. Tare! Haide! Nu, am pierdut! Ce s-a întâmplat? Ah, da! Pare distractiv, totuși. Îmi doresc să mă joc și eu. Ashley, pot să încerc și eu? Tu? Serios? Nu! Trebuia să mă fi așteptat la asta. Bine! Opa! Auci! M-a durut! Poți să faci liniște? Ah, mă sună Jennifer! Bună, dragă! Acum e șansa mea! M-am pregătit pentru asta! Încetişor! L-am luat! Trebuie să fiu rapidă! O să trasez conturul controllerului! Arată bine! Nu mai am nevoie de asta! Infracțiunea perfectă! Ok, mă întorc la jocul meu! Nu bănuiește nimic! Acum trebuie să termin chestia asta! O să încep să o decupez! Devine mai ușor dacă tai cartonul în patru? Nu mai am nevoie de astea! O să pun lipici pe margine! Acum o să lipesc banda asta de carton flexibil! O să o presez pe lipici! Apoi o îndoi și îi dau forma potrivită! Acum o să pun un alt șablon de controller deasupra! Arată bine, dar nu e gata! Acum e gata! În sfârșit sunt o gameriță! Wow, ce cool e! Aveam nevoie doar de un strop de imaginație! Ce joc! Oh, a fost cât pe ce! Haide! Ce faci? E doar un carton! Dar măcar e fericită! Da! Am câștigat! Wow! Ai văzut? Bravo! Ok, să încercăm iar! Hei, ăla e Chris? Wow, e în Italia! Și arată bine! Ar trebui să-mi pun și eu niște poze! Poate să-mi dea like! Trebuie să-mi surprind partea bună! O să arăt atât de drăguț! Ok, să vedem! Poftim? Arăt bine, dar fundalul... Of, nu pot să le pun pe astea! Ia să încerc dintr-un alt unghi! Nu! Ne! Ah, știu! O să dau un telefon rapid! Alo? Selfie-urile mele sunt tragice! Fă ceva! Pe curând! Ce faci acum? Și acum aștept! Iu, a fost greu! Wow! E gata! Dăm banii! Distracție plăcută! E fix ce-mi trebuia! Wow, e perfect! Mereu mi-am dorit să călătoresc! Sunt atât de multe opțiuni! Oh, pizza! Zâmbește! Arată uimitor! Wow, uite ce de like-uri! Sunt atât de populară! Ce norocoasă e! Vreau și eu să fac asta! Mi-a venit o idee! Pot să folosesc cartonul ăsta! Pot să văd lumea fără să plec din camera mea! E timpul să devin creativă! Mai întâi trebuie să fac o ramă! Apoi să o decupez! O să lipesc rama pe carton! O să o presez ca să mă asigur că s-a fixat! Am decupat o bandă mică din carton! Și apoi o să pun lipici pe ea! Apoi o să o lipesc orizontală pe ramă! Mai lipesc una pe verticală! Arată ca o fereastră! Am făcut și niște obloane! Acum o să o agăț pe perete! Ăsta e locul perfect! Ah, Paris! Aș vrea să merg la munte! Ah, ce zici de Italia? O să fac rapid o poză! Uh-huh, arată grozav! Oh, doamne! Pun pariu că pot face multe cu pereții având atât de mulți bani! Wow, lingouri de aur, cu plăcere! Sunt grele! Stai liniștit, le țin bine! Mi-ai văzut lingourile de aur, Tina? Pentru că sunt grozave! Clar le pot folosi în camera mea! Și acum e timpul să trecem la treabă! Oh, fie fierbinte! Da, exact! Topiți-vă, frumoasele mele! Merge de minune!
Fiu, mi-e cam cald acum totuși. Cred că ajunge. Ești gata să vezi asta? Pentru că adaug sclipici în aurul meu. Niciodată nu e prea multă strălucire. Trebuie să folosesc bățul ăsta ca să amestec totul. Trafaletule, ești pregătit? Pentru că e timpul să te murdărim. Oh, da, arată grozav. Uite ce de aur. Ok, trafaletul meu e plin. Cred că sunt gata. Hai să-l folosim și să vedem cum arată. Trebuie să mă asigur că dau mai multe straturi ca să nu ratez nicio zonă. Iese mai bine decât am sperat vreodată. Bun, să vedem ce pot folosi de pe aici. O să iau vopselele astea. Acum trebuie să mă furișez afară. Ups! Ce crezi că faci? Salutare, domnule paznic, nu e ceea ce pare. Trebuie să le plătești sau să mi le dai. Sunt cu ochii pe tine. Wow, Matthew, pereții tăi arată uimitor. Nu pot să cred. Opa, Tina, stai pe partea ta, te rog. Are dreptate, dar măcar am niște vopsea pe care o pot folosi. Ok, o să încep cu movul ăsta și o să las gravitația să-și facă treaba. Wow, uite ce frumos curge vopseaua. Dar acum trec la următoarea fază. Am nevoie de niște vopsea în palmă. Acum o să mă asigur că mâinile mele sunt pline de culoare. Hai să facem niște urme de palme pe peretele meu. Bate palma, Matthew. Glumeam. Bun, e timpul să văd cum v-ați descurcat cu pereții voștri. Wow, adevărul e că sunt extrem de impresionată de amândoi. Hai să trecem la paturi. Dar am cheltuit deja atât de mulți bani pe vopsea. Da, livrează-o aici, te rog. Hei, asta e etajera pe care ai cerut-o. Mersi. Îmi place uniforma ta. Da, cred că mi-ar fi bună. Zac! Oh, hainele mele, fugi! Trebuie să o închid și pe asta și e perfectă. Acum sunt pregătit. Trebuie să-mi răstorn etajera ca să stea întinsă pe podea. Perfect! Acum stai să mai iau câteva etajere. Ah, salut, amice! Adu-o pe aia aici. Am adus salteaua pe care ai comandat-o. Hei, tu ești tipul de mai devreme. Nu pot să-mi iei iar hainele. Ah, salteaua mea. Bun, o să pun peste rafturi și apoi e timpul să fac patul. Cea mai tare chestie la patul ăsta e toată zona de depozitare de dedesubt. Oh, ador perna asta strălucitoare și întregul pat, de fapt. Ce faci acolo, Tina? Chiar trebuie să mă apuc de partea mea. Doamne, o saltea! E a mea! Eu am văzut-o primul! Dă-i drumul și dă-mi-o! Bine, Fred, o zi plăcută în continuare. Am revenit în camera mea și e fix cum am lăsat-o. Trebuie să mă apuc de treabă totuși. Am nevoie ca aceste cutii să stea una lângă alta, așa. Gata, am făcut o bază din cutii, care au fost gratis. Și acum salteaua, un cerceaf perfect. Și am și o păturică. Dar și pernele astea colorate îi vor da un pic de contrast. Wow, bravo! Camerele voastre chiar încep să prindă contur. Oh, se pare că Matthew a dormit la locul de muncă. Pot să rezolv asta. Sunt treaz, sunt treaz! Tina, chiar îmi place cromatica folosită aici. Vai, e un bărbat în patul tău. Continuăm cu următoarea parte a camerelor voastre. Nu vă place la nebunie când cărucioarele se rotesc în cerc, așa? Facem mese acum și trebuie să folosiți ceva din căruciorul ăsta. Oh, clar pot să încropesc ceva din sticlele astea de plastic. Poftim, plătește cu cardul ăsta, te rog. Bun, am o noptieră drăguță acum. O să o pun lângă pat. Toată lumea are nevoie de o noptieră acolo. Matthew, nu uita să folosești ce e în căruciorul ăsta. Stai, ce? Dar e o anvelopă, nu vreau așa ceva. Scuze, dar astea sunt regulile. Trebuie să folosești anvelopa în camera ta. Eh, bine atunci. N-a zis nimeni că trebuie să arate în continuare așa. Materialul ăsta o să facă toată diferența. Gata, nici nu-ți mai dai seama că e o anvelopă. Dar n-am terminat. Pentru următorul pas trebuie să o răstorn. Am picioarele astea aurii de masă care merg de minune. Partea asta necesită niște unelte electrice și șurupuri. Dar sunt pregătit. Șuruburile intră super ușor. Gata, e timpul să o întoarcem la loc. Ta-da! Nimeni n-ar putea ghici că a fost o anvelopă. Arată bine, Matthew, dar te rog, nu-mi distrage atenția. Așa, asta e ultima sticlă de plastic. E timpul pentru scoci. În jurul sticlelor, așa. Sticlele astea trebuie să fie fixate bine. O altă bucată pe partea opusă și e totul fixat. Acum pot să pun platul ăsta de masă peste sticle.
Dar nu o să stea deasupra, pentru că o să răstorn toată chestia. Acum am un alt topper și, desigur, mai mult scotch. Întreaga chestie e lipită bine și e solidă. Dar scotchul nu e suficient pentru etapa asta. Am nevoie de niște lipici cald. Dar nu de cel transparent, ci de cel colorat. Vreau roșul ăsta. Oh, ia uite ce inimioară fericită. Îl folosesc tot pe post de lipici, totuși. Trebuie să pun buretele ăsta deasupra. Și acum niște material galben. Oh, wow, sunt extrem de mulțumită de rezultat. Ok, hai să vedem aceste două măsuțe. Amândoi v-ați descurcat foarte bine. Ador veiozele și, evident, becurile lor. Uitați, amândoi primiți unul cadou de la mine. E timpul să ne luminați cu ceva. Bună, sărbătorito! O să am nevoie de toate jucăriile astea. Dar stai liniștită, nu te las cu mâna goală. 10.000 de dolari? Wow! Am jucăriile, o să încep cu mașina asta. O să o vopsesc cu auriu, evident. Fiecare părticică de la uși la jante. Am baza aurie a veiozei mele și mașina asta aurie o să fie lipită de ea. Urmează armata aurie, oameni buni. Frate, îmi place la nebunie cum iese veioza mea. Stai să pun abajurul ăsta ca ultim retuș. Da! Asta da veioză măreață. Știam eu că o să reușesc și așa a fost. Ia uite ce-am găsit eu! Valiza asta veche din piele, nu-i așa că e grozavă? În plus are o grămadă de chestii în interior. Toate astea mă vor ajuta să confecționez o veioză grozavă. Am nevoie de un șurub lung pentru prima parte, pentru că trebuie să treacă prin ambele. E strâns bine și acum am nevoie de soclul și de cablul veiozei. Am băgat cablul prin toate găurile din lemn. Am prins-o iar de baza ei și e perfectă. Ești gata, becule? O să te înșurubez și fantastic! Ești atât de luminos! Vai de mine! Amândoi ați reușit să vă luminați spațiile! Wow, soldații ăștia aurii chiar sunt ce trebuie! Tina, cum ai făcut un design atât de modern și minimalist? Nu-i rău! Ok, veiozele sunt gata! Acum, de ce mai au nevoie camerele voastre? O să chem întăriri! Tortul ăsta pare delicios! Ha? Cine mă sună? Hei, ești acolo? Am un job pentru tine? Bine, sigur o să fac o treabă bună! Câți bani mi-au mai rămas? Doar un dolar? Of! Poate merge să agăți bancnota de perete? Poftim, Tina! Camerei tale îi plac gunoaiele! Hei, Matthew! Nu mai fi atât de răutăcios! Știi ceva? Mersi mult! O să tai niște paie și apoi o să le pun niște lipici cald în capăt, pentru că vreau să le schimb unghiul. Vezi? Fac forme hexagonale cu paiele mele! Pun niște crești de rufe și poze cu prietenii mei și mi-am creat decorațiunea. O să o pun pe perete chiar aici ca să o văd mereu și să zâmbesc. Cui nu-i place să-și amintească de vremurile bune și fericite? Să vedem. A zis că vrea chestii rare. Ăsta pare rar. Să mergem, florilor? Oh, Doamne, ce are? E lipit de podea sau ce? Se pare că am nevoie de ceva mai ușor. Hei, bătrânelul ăsta cred că e bun. Să mergem, bunicule. Tadam! Ți-am adus o operă de artă rară cum mi-ai cerut. Oh, hei, ok, e tabloul perfect. Poftim, așa cum ți-am promis. Să vedem. E ăsta un loc bun pentru noul meu prieten? Nea. Oh, pe noptieră? Nici gând. Unde să-l pun? Stai puțin, cutia cu jucării. Asta e soluția? Stai să scot portretul ăsta stupid de aici. Acum să colorez nițel rama. Și e timpul dinozaurilor. Stai așa, îți pun niște lipici pe picioare. Treci pe covoraș lângă prietenii tăi. Asta chiar e o operă de artă cu care mă pot mândri. O să o agăț aici lângă cealaltă pe care am făcut-o. Ah, tare! Ce zici? Super, după părerea mea. E timpul să câștig banii ăștia. Wow, amândoi v-ați străduit intens pentru ultima etapă. Matthew și Tina. Ok, e timpul să aflăm cine e câștigătorul. Sper că n-ați uitat de servieta asta plină cu bani. Amândoi ați făcut o treabă grozavă, dar câștigătorul e Matthew. Am câștigat! Știam eu! Știam cum să câștig! Dar stai liniștită, Tina. Am ceva și pentru tine. Un card de credit fără limite. Doar pentru tine. Nu! Am călcat pe ea! O să iau de jos! A avut și zile mai bune, nu? Te gândești la ce mă gândesc și eu? Să înceapă provocarea! Asta va fi cea mai bună lucrare a noastră de până acum! Cuinii îi place să facă baie, mai ales dacă are un pic de zahăr în ea! Crezi că va încăpea toată în cadă? Poftim! Are clar nevoie de asta! Poftim, domnișoară! Și de periuța asta are nevoie! Exfolierea e vitală pentru o piele netedă! Nu-i așa că te simți minunat? O, da! E perfect! Arăți ca o margaretă!
ne-am descurcat bine. Cine-i ăla? Ei, poți să-i dai asta lui Barbie din partea mea? Ce scrie pe ea? O invită pe Barbie la bal. Ce zici? Da! Super! Ah, ce romantic! Avem de făcut treabă! Are mai multe vârfuri despicate decât pot număra, ceea ce înseamnă un singur lucru. Trebuie să te tunzi. Ia să vedem. 2 centimetri aici. Ok, hai să-i dăm drumul. Nu-ți face griji, Barbie. N-o să te doară deloc. Și o să iau mult din lungime. A spus mult? Ești sigur că știi ce faci? Ah, clar. Ia să vedem. Hei! Ai încredere în mine, Miles? Olivia, nu! Lucrurile o să devină interesante. Nu! Nu pot să mă uit! E o tunsoare la modă. Nu-i bai, o să vezi. Pun pariu că deja se simte mai bine. A mai rămas foarte puțin. Gata! Unde mi-e părul? Ce tragedie! Tot părul ei superb! Ce risipă! Stai puțin! Cum a ajuns asta aici? Hei, dă-o încoace! Vrei păr? Relaxează-te! S-ar putea să dureze puțin! Are o mulțime de găuri în cap! Dar o să le umplu pe toate, nu-ți face griji! Deja îmi dau seama că o să arate fabulos! Uite ce de straturi! Wow! E cea mai reușită coafură pe care am creat-o vreodată! Îți place, Barbie? Cred că da! Hei, ce faci acolo? Aaa, mă zgâri în glumă pe mine? Păr albastru? Ok! Olivia? Bună! Wow, părul tău e atât de albastru! Ai putea spune că am fost inspirată! Nu mă deranjează! Ești gata? Da, ăsta e perfect! Trebuie să avem numerele corecte! Și talia? Așa cum bănuiam! Da! Hai să începem! E timpul să fac câteva tăieturi! Oh, merge treaba! Astea ar trebui să fie perfecte! Cum e culoarea asta? Îți place? Nu! Poate că nu! Astea! Respiră! Asta se poartă acum? Nu te aulce! Trebuie să facem ceva mai impresionant! Stai, o rezolv imediat! Optim! Suflă! Așa! Așa, ai reușit! Asta ar trebui să te calmeze imediat! Cu plăcere! Unde rămăsesem? Ce se întâmplă aici? Dă-l încoace! Cred că îl pot folosi! Da! Sigur o să-ți placă! Fii atentă! Mai întâi, împăturește balonul desumflat în două, apoi taie vârful! Acum fă același lucru la bază! Super! Acum desfă balonul și bagă-l peste picioare! Se potrivește perfect! Dar n-am terminat încă! Cine nu-și dorește o talie definită? Iar o vestă e un accesoriu special! Mi se pare o ținută completă! E gata pentru o ședință foto! Ce material genial! Hei! E un început bun, dar mai avem mult de lucru! Nu poate avea unghiile nefăcute! Wow, ce lungi sunt! Nu-i bai, o să le tai! N-ar putea face prea multe cu astea! De aceea vor fi scurtate! Perfect! Și astea? Super! Dar sunt foarte ascuțite! Ține-le ridicate! Ce sunet oribil! A meritat! E gata! Munca în echipă dă roade! Bate palma! Bate palma! Poftim! Cu plăcere! Cred că-l iubește cu adevărat? Nu știu! Stai, dă din cap! Uite, Barbie! A furat
telefonul. Acum e al meu. Ce nepoliticoasă e. Stai așa, mă ocup eu. De fapt, știu. O să-i fac lui Barbie propriul ei telefon. Drăguț, nu-i așa? Dar de ce să nu fie mai strălucitor? Cam așa. O să-l folosesc pentru a acoperi marginea. O să-l prind de jur împrejur. Bine că e lipicios și se potrivește perfect. Dar hai să-i adăugăm ceva înăuntru. Niște bani, de exemplu. Bucățica asta de plastic îi va ține pe loc. Totul arată mai bine cu puțin sclipici. Și eu am o groază la îndemână. Perfect! Părerea mea! Chestia aia e adorabilă! Tu l-ai făcut? Da! Și al tău! A funcționat! Unde rămăsesem? Ar fi bine să aibă Wi-Fi! Vreți să ne uităm împreună? Suntem gata! Trebuie doar să găsim unghiul perfect! Ce clip amuzant! E genial! Dacă am calculat corect... Hei, a ce miroase? Sigur vine de la tine! Nu e adevărat! Iar se simte! Nu! Lasă mâinile jos! Ce subsor puturoase ai! Nu mai suport! Sunt gata de atac! Nu te mișca, bine? Nu pot să respir! Ce dramatic ești! Nu-i bai, te rezolv eu! Bine ai venit la salon, Barbie! O să devii dependentă de epilarea cu ceară! L-am smuls pe tot! Vezi? Grr, ce fire groase ai! Eu, ioc! Eu, nu știu ce s-a întâmplat! Miroase mai bine! Și uite ce netedă e! N-am mai văzut așa ceva! Epilează-mă și pe mine! Vreau și eu subsor netede! Ce zici, Barbie? Da, nu face asta! Nu! Ai auzit ce zice păpușa? Poftim? Nu-i chiar așa rău, nu? Oh, ar trebui să mă dau cu deodorant! E atât de foame încât aș mânca un cal! Și eu! Mor de foame! Ce se aude? Și mie mi-e foame! Dați-mi de mâncare! Mă simt prost! Știu! Am un tort cu mine, din întâmplare! Bine, e un tortuleț miniatural! Poftim! Frate, ce-i putem da? Nu știu, ce vrei? Poșeta mea? Vrea și ea o geantă! Te pot ajuta cu asta! Avem nevoie de chestia asta! Și de astea! M-am prins! Dar mai întâi ne trebuie lipici fierbinte, ca să lipim mărgeluțele. Și la final va arăta așa. A mai rămas un gol. Da! Am terminat! E perfectă! Deși îi mai lipsește ceva. Așa ceva. Bum! Ce ușor a fost! Ce poșetă drăguță! Și e numai a ta? E pentru mine? E minunată! Cu mare drag! Acum ce mai e? Trebuie să merg la baie! Serios? Stai puțin, Miles! Poate folosi asta! Vezi? E o toaletă miniaturală! Vezi? Folosește-o! Vine! Ce-i mirosul ăsta îngrozitor? Hai să plecăm de aici! Ce ușurare! Ai trecut printr-o transformare impresionantă! Serios, Miles? Felul cum arăți ne-a emoționat pe amândoi! Asta da schimbare! Se face târziu! Uite, a venit Ken și e pe un cal! Bună! Te așteaptă! Hai, du-te! Ești gata! Ține-te bine! Wow! Unde suntem? Am făcut o treabă bună! Îmi plac finalurile fericite! E numai vina ta! Tu vorbești serios? Puteai să-mi dai păpușa! Încetați vreodată! Hei, fiți atente!
puteți să vă ridicați cloșurile. Ha? A, super! Ce? E o glumă? Trebuie să stăm de vorbă. E rândul meu. Wow, ia uite! Vată de zahăr și diamante? Știu, e ceva impresionant. Puteți începe? Ah, m-am prins! Sper să poți să-ți ții respirația, Mindy. Bagă capul în bol! Opa, stai! Ce faci? Nu e ok. Să ne prefacem că nu s-a întâmplat asta. Nu e atât de greu. Gândiți-vă puțin. O mână de ajutor? Am înțeles acum. Apoasă. Insectele au proteine. Încep să regret treaba asta. Vă arăt eu. Vata de zahăr merge în bol. Ați înțeles? Știam asta, doar mă prosteam puțin. O să fie super. Intră acolo. Ce se va întâmpla? Oh, e ceva acolo. E o păpușă. O păpușă foarte murdară. Nu o vreau. Uită-te la ea. Cât ghinion. Dar e super amuzant. Nu trebuie să fii răutăcioasă. Tu ce-ai găsit? Da. Cred că trebuie să aflu. Acum. Începe să se dizolve. Știi, aș fi putut să mănânc vata asta de zahăr. Aș fi făcut-o cu plăcere. Văd o păpușă. Stai să-ți dau părul ăla de pe față. Ești de acolo? Poate că n-ar fi trebuit să râd de Mindy. Păpușa mea arată ca o cerșetoare. Nu mai ești încâmpat acum, nu-i așa? Hei, terminați! Și acum ce facem? Nu vă uitați la mine! Am lucruri mai bune de făcut! Ce? Ne-a lăsat baltă? Măcar avem o păpușă! Putem sta degeaba, trebuie să facem ceva. Uită-te la coșurile alea, sunt imense. Trebuie să le storc. Bleah, nu pot, sunt prea scârboase. Nu fără un echipament de siguranță adecvat. Mizeria asta ar putea să se împrăștie în aer. Și nu vreau să murdăresc mâinile. E timpul să storc coșurile. Uite cum țâșnește mizeria. De-aia e important să fiți pregătiți, copii. Mi-a ajuns și în gură. De fapt, nu e chiar nașpa. E cremoasă, am gustat chestii mai rele. Nici nu mă pot uita la tine. De ce faci așa ceva? Hei, când încep să le storci, nu te poți opri. Situația a scăpat puțin de sub control. Trebuie să rezolvăm problema. O să torn lipiciul într-un bol. Cred că ajunge. Lipsește ceva. Nu te mișca. Ce faci? Șt, ascultă-mă. Am nevoie de fardul tău de ochi. E drăguț și sclipitor. Acum o să amestec totul. Vreau să se combine complet. Perfect! Acum aplic amestecul pe fața păpușii. Nu te mișca, nu vreau să greșesc. Așa o să scapi de toate impuritățile. Adică așa sper. Ce norocoasă ești! Mi-ar plăcea o sesiune de răsfăț. Wow, îți radiază tenul! Ce diferență! Arată grozav! Păpușa mea are nevoie de o transformare. Hai să scăpăm de murdăria asta. Trebuie să văd cu ce am de-a face. Mult mai bine! Stai puțin! Ia uite ce dinți! Trebuie să-i frecăm bine. Peria greșită! Ce-a fost în mintea ta? Sunt periuță chiar în fața ta! Da! Cum de nu le-am văzut?
ăsta e genul meu de periuță. În curând o să ai un zâmbet de Hollywood. Gura mare. Mentolată. N-am terminat încă. Ne mai trebuie ceva. Dar ce? Să mă gândesc. Îmi trebuie cercelul ăsta. Trebuie să-l îndoi în forma potrivită. Arată bine. O să-l pun pe dinții păpușii mele. În curând o să ai un zâmbet de Hollywood. Ia uite, Grace, ce zici? Arată bine. Ce drăguță ești. Ce ai făcut părului tău? Arată ca un cuib de pasăre. Trebuie să dau un telefon. Alo, am nevoie de ajutorul tău. Da, e nasol, foarte nasol. Bună, scumpo, care e problema? Trebuie să vezi părul ăsta. Urăsc să-l ating. Trebuie să faci o minune. Ce zici? Dacă mă plătești, fac orice. Vai, cred că e cea mai grea treabă de până acum. O să văd ce pot să fac. Să începem cu șamponul. Chiar ai nevoie de el, dragă? Ce zici de un mic masaj al capului? Scumpo, știi că ți se văd rădăcinile? Poți să rezolvi treaba asta? Hai să clătim spuma. Acum trebuie să uscăm părul. O să te transform. Zici că sunt Picasso cu o perie. Fetiță, ești superbă. Acum o să-ți presar niște sclipici în păr. Oricine are nevoie de un pic de strălucire. Mi-am terminat treaba. Wow! Trebuie să-ți pui asta. Nu se potrivește cu ținuta mea. Bine, tu mă plătești. E extrem de umilitor. Îl meriți. Ochii mei! Ești mult prea teatrală. Oh, ce strălucitor e! Dă-mi-l! A fost o plăcere! Sună oricând! Wow! Arată atât de chic! Trebuie să te pieptăn și știu ce să fac! Nu cred! Ba da, o să te rad în cap! Dispare tot! Ia-ți adio de la șuvițele tale blonde! Am un ac și niște fire de lână! O să-ți facem o coafiură nouă! O să-mi fig acul cu lână prin capul păpușii. Încep cu niște lână roz. E intensă și țipătoare. Hai să adăugăm și alte culori. Vreau să acopăr tot capul. Apoi o să tai restul de lână. Acum te asamblez la loc. Arată grozav. Ar trebui să mă vopsesc și eu așa. Am fi gemene. Îți stă bine. Sigur o să te faci remarcată într-o mulțime. Îți place, Mindy? Wow, bravo! Nu pot să cred că sunt aceleași păpuși! Hainele astea au avut și zile mai bune! Am o idee! Majordom! Garderoba dumneavoastră, doamnă! Wow, mulțumesc! Ador prezentările de modă! Să vedem ce avem! Asta da colecție de pantofi! Și ce de rochii! Asta arată bine! Hai, probează-o! Nu? Nu e genul tău? Ok, ce zici de asta? Movul e la mod acum. Bine, o să căutăm altceva. Ești atât de pretențioasă? Stai, ce-i aici? N-am văzut sertarul ăsta până acum. E o surpriză plăcută. Ce rochie superbă. O să arăți ca o prințesă. Trebuie să o îmbraci pe asta. Vai, arăți fabulos. Stai așa, ne trebuie pantofi. Și am perechea potrivită. Îți vin perfect. Ai nevoie și de accesorii. E de la unul dintre designerii mei preferați. Wow, asta da transformare. Dar pot să-mi trec. Majordom. O să încerc chiar. În ziua de azi nu mai găsești personal. Stai, chiar am mers? Ok, nu e un șifonier cu haine de designer. Dar merge. Stai liniștit, știu ce fac. Mai întâi fac câteva modificări. Tai trei degete. Acum o pun pe păpușa mea. Acoperă-te, să uite copiii. Acum întorc păpușa. Leg degetul mare și degetul mic între ele. Formează o curea grozavă. Gata, acum ne trebuie niște pantofi. O să-ți pun folie de plastic pe picioare. E ok, nu o să rămână așa pantofii tăi. Acum îmi trebuie pistolul de lipit. Folosesc adeziv cu sclipici. Îl aplic direct pe picioarele păpușii. Aștept să se usuce. După ce se întărește, îl tai. O să acopăr cu lipici o carcasă de periuță. Apoi o tovălesc în mărgelele astea. E o geantă drăguță. Nu pot să cred! Arăți incredibil!
Cred că am terminat. Așa zic și eu. Ambele sunt superbe. Păpușile astea sunt pregătite de petrecere. Pare un plan bun. Sper că suntem invitate. Puțină mascara. Arată bine. Asta mă bucură. Cred că sunt pregătită. Stai o secundă, uită-te la tine. Nu poți ieși așa în lume. Trebuie să rezolvăm asta. Și știu ce trebuie să fac. Ce mai așteptăm? Tot ce avem nevoie e aici. E un cufăr pentru înfrumusețare. Ce interesant. Fă-te comodă. Vom începe cu genele. Toată lumea are nevoie de gene lungi și luxoase. Deși astea sunt prea mari, dar pot repara asta. O să le tai în două. Am nevoie de o pensetă pentru etapa următoare. E puțin mai complicat. Wow! Arăți minunat! Am făcut o treabă excelentă! Ce părere ai? Arunc o privire? Cred că vei fi surprinsă! Știu, sunt perfecte! Cu grijă, încet și ușor. O mișcare greșită și totul e distrus. Cred că e suficient. Ce părere ai, păpușică? Iac! Uită-te la tine! Ai avut și zile mai bune? Trebuie să mă uit mai atent. Exact cum am crezut. Dar e în regulă, mă ocup eu. Îmi voi smulge sprâncenele. Auci, a durut! Dar merită. Vreau să arăt cât mai bine. Lasă-mă să te văd. Wow, uită-te la genele alea. Câtă eleganță! Ok, fii calmă, dar cred că ai un admirator. Alertă de păpușel drăguț. Știu ce am de făcut. Nu uita, trebuie doar să... Fii tu însuți. Au! Ce s-a întâmplat? Hei, uite-te acolo! Bună! E timpul pentru o schimbare de look. Iuhu, aici! Privește! Oare unde se va opri? E timpul pentru o nouă ținută. Cred că ai nevoie de una. Pare că ai găsit asta într-un tomberon. Stai să mă gândesc. Știu, pot folosi banda adezivă. Va ieși o ținută drăguță din ea. Acum nu te mișca. Ce tot face? Puțin ajutor. Lucrurile au scăpat de sub control. Poate ai putea folosi asta? Fix de asta am nevoie. Ce lipicioasă e! Să încercăm din nou! Pun o fâșie de bandă adezivă peste păpușa mea. Voi face asta pe tot corpul ei. Voi pune banda în straturi. Nu vreau să las niciun gol. Și mă voi opri chiar aici. Asta va fi o centură grozavă. Apoi voi adăuga două bretele. Wow! Ești așa la modă! Sunt geloasă! Mi-aș dori și eu o rochie ca asta. Poate îmi voi face una? Ok, e rândul meu. Va trebui să găsesc o ținută pentru ziua mea. Și voi avea nevoie de inspirație. Revista asta ar trebui să mă ajute. Nu, nu, pas. Stai, asta e. Trebuie să vezi asta. Ce părere ai? Culoarea asta ți s-ar potrivi. Știu despre ce vorbesc. Am materialul chiar aici. Să începem. Voi înfășura materialul ăsta în jurul tău. Uite așa. Mai am și materialul ăsta ca de perdea. Îi va da o textură plăcută. Îl voi pune în jurul taliei tale și apoi fixez. Ce ușor a fost! Asta da rochie, iar tu arăți minunat! Ce se întâmplă acolo? Arăți bine și te simți bine! Ce este? Vreau să cumpăr rochia aia. Ce spui? Nu, nu e de vânzare. Mai vedem noi. Dar acum... Wow, un telefon nou! Răspunsul e tot nu. Deci joci dur, hă? Ce zici de inelul ăsta? Wow, e imens! Pot să-l probez? Te rog, te rog frumos! Nu, nu pot! E prea important pentru păpușa mea. Bine, nu avem nevoie de ea. Arăți minunat! Deja primești complimente? Ar trebui să luăm prânzul împreună cândva. Se învârte roata. Cred că e timpul pentru o nouă coafiură. Dar ce lux să încercăm? Îmi place părul tău? Stai! Îmi chioră-i stomacul. Am nevoie de niște mâncare. Tăiței, preferații mei.
Îi voi pune într-un castron și torn apă peste. Cred că e suficientă. Nu vreau să fac mizerie. Abia aștept. Par așa gustoși. Nu e cazul să văd asta. Hai să-ți speriem părul. E așa moale și auriu. Dar nu știu ce să zic. Avem nevoie de ceva nou. Te superi? Încerc să mănânc. Stai să mă gândesc. Știu! Aranjează părul. Ok. Mă gândeam... Stai! Ce se întâmplă? Nu! Nu mie! Păpușii mele! Părul meu e superb! Desigur! Cum se simte asta? Ai mai făcut asta până acum? Deja devine ciudat! Ce elegant! Ce dorești? Ceva special! Bazează-te pe mine! Wow! Buclele fluide sunt la modă sezonul ăsta! Nu, nu prea cred! Voi face să merite efortul! Am înțeles! Am exact ce-ți trebuie! Așa mai merge! Toți avem nevoie de puțină strălucire în viața noastră! Îți voi prinde gadgetul de păr! Gadgetul lasă în urmă pietre prețioase frumoase! Destul de cool, nu? Meriți tot ce-i mai bun! Wow, e mai tare decât mi-am imaginat! Ar trebui să fii pe podium! Îți bați joc de mine? Trebuie să fac ceva! Dar ce? Eu nu am diamante scumpe! Bine, urează-mi noroc! Părul ăsta va dispărea! Nu face nicio mișcare bruscă! Nu putem avea parte de vreun accident! Stai să arunc o privire! Arată rău! Nu, e groaznic! Cum voi rezolva asta? Stai o secundă! Tăieței mei! Există ceva ce nu pot face? O să-i pun pe capul păpușii mele! Fac o coafiură grozavă! Ce se întâmplă? E ca și cum ai ieșit dintr-un salon! Și partea cea mai bună? Îi poți mânca dacă ți-e foame? Nu contează! Uită-te la păpușa mea! Păpușa mea arată mai bine! Amândouă arătați minunat! Wow! E așa fermecător! În sfârșit a sosit momentul! Nu-l mai amân! Arată-mi calea! E cineva aici? Cred că ajunge! Da, e perfect! Nu așteptam pe nimeni la ora asta! Sper să nu fie probleme! Ok, cine e acolo? N-am chef de șmecherii! O fi fost vreun animal sau ceva de genul. Stai puțin! Aia e o păpușă? Cine naiba mi-ar lăsa așa ceva la ușă? Și de ce în halul ăsta de murdară? Ne gândim la același lucru? Tu vii cu mine! E un mister de unde ai apărut? Dar te îndrepți către noi orizonturi acum? Lasă totul în seama mea, păpușico! Nu o să te doară deloc! O să fac câteva schimbări. Sunt atât de multe piese mici de manevrat aici. De-ai fi fost și tu un pic mai mare. Mai întâi o să te curăț. Nu pot decât să-mi imaginez pe unde ai umblat. Am nevoie de multă pastă pentru asta. Nu strigă un pic de sclipici? Fantastic! E timpul să frecăm. Deja văd cum se duce mizeria. Așa, rezistă, păpușico. Acum te ștergem puțin. Aha, deja arăți mult mai bine. Hai să-ți dăm jos chestiile astea dezgustătoare. Hainele astea puteau să fie și mai murdare. O să te simți mult mai bine după baia asta. Îți fac un mic tratament facial. Orice păpușă merită să arate bine. Și te dau doar cu produse de calitate. E plăcut, păpușico? Acum îți pun o mască facială artizanală. E greu să le găsesc pe mărimea ta, așa că ți-am făcut eu una. Și se pare că-ți vine perfect! Relaxare plăcută! Ce urmează? Părul tău blond o să aibă parte de o mică schimbare. Exact, o să ai un păr negru ca pana corbului. Fix ca la salon! Aproape! Câteva minute acolo și pac! E gata! Acum scoate masca facială! Arată grozav! Mua! Perfecțiune!
Eh, ce zici, mână? Dă-mi unghiile alea, bine? Haide, nu să te doară deloc! Nu te mai mișca, te rog! Ah, de ce mă urăști atât de tare? Mână? Tu ești acolo? Af, cât de enervant! Se pare că ce vrea mâna primește! Dar ce-aș putea să-ți mai fac? Ceva pentru mânuțele tale mititele? Bun, pariu că pot să le fac să arate mai bine! În sfârșit, situația se îmbunătățește! Mai am nevoie de câteva materiale! Uf, n-am mai coborât aici de multă vreme! O fi ceva util pe aici? Poate... Ăsta! Fix ce căutam! Bun, domnișorico, e timpul să ne ocupăm de lăbuțele tale! Nu-i așa că abia aștepți? Dar mai întâi trebuie să-ți punem niște unghii. Dar cât de lungi ai vrea să fie? Putem să le facem așa și să le tăiem mai târziu. Frate, ce dificil a fost! Trebuie să le pilesc puțin. Și acum un strop de culoare. Și când zic culoare, mă refer la negru, evident. În sfârșit pot să mă întind. Sunt mândră de opera mea. Dar ăsta e doar începutul. Azi nu o să transformăm doar niște unghii. Începem cu ochii. Să nu uităm de celălalt acum. Nimic nu se compare cu o pânză curată. Păpușa asta o să aibă un stil grozav. Totuși, nuanțele închise sunt mereu cele mai potrivite. Cel puțin, așa cred. Bună, tușule! Nu-i așa că arată mult mai bine acum? Ia un loc aici. I-am terminat treaba. Aș vrea să-ți prezint pe cineva. Bună, ți-am adus florile astea. Te rog să ieși cu mine la o întâlnire. Nu știu. Oh, nu-i așa că sunt tare drăguți? Gata cu tine? Stai puțin, nu poți să te îmbraci așa la o întâlnire. Ce-a fost în mintea mea? Stai liniștită, te ajut eu. Știu ce-ți trebuie. Propriul tău șifonier. Ai tot ce-ți trebuie aici? Dar nu prea mă încântă culorile astea. Nu, nu e bun asta. Cred că ce vrei tu se află aici. Vezi? Uite ce tiul negru superb! Pot să fac aproape orice din el. Cum ar fi bluzița asta super drăguță din plasă și accesoriul ăsta chic pentru gât? Ah, aproape că uitasem de fusta ta. Ăsta da look! Dar să nu uităm de pantofi! Totuși, accesoriile sunt cele mai importante. Uite ce capodoperă! Aș fi vrut să fiu și eu atât de frumoasă. Și în sfârșit e gata pentru super întâlnirea ei. Bună! Aici erai! Hai să dansăm până la răsărit. Ah, mereu îmi spui ce trebuie. Să vă las singurei? Asta a fost întâlnirea perfectă, nu-i așa? E timpul pentru următorul meu proiect palpitant! Ne distrăm puțin? Mai întâi luăm niște suc de mere și îl ținem așa în pipetă. Apoi îl vărsăm pe masă. Ups! Uite ce mizerie am făcut! Glumeam! Am vrut să fac asta! Șt! Mă întorc la treabă acum! Vai, ce avem aici? Ai avut un mic accident, nu-i așa? Cât de jenant pentru tine! Dar știu cum să rezolv problema asta! Acum podeaua aia o să fie uscată! Am nevoie doar de capacul ăsta! Deschide-l și pilește-l cu o pilă de unghii! Trebuie să obții o gaură mare ca asta! Acum ia o cutiuță de ață dentară! E mai bine dacă e tot albă! Ia niște lipici cald și folosește-l ca să lipești ața dentară pe capac! După ce ai obținut un astfel de obiect, pune mai mult lipici cald aici și fixează capacul pe care l-ai pilit. E timpul să punem chestia asta la treabă. Ok, asta e pentru tine. Pentru toate nevoile tale. Ar trebui să te poți așeza ușor. Vezi? Are înălțimea perfectă. O treabă făcută ca la carte. Mi-e rău! Ugh, scârpos! Stai, doar nu ești... Ți-ai făcut un test, păpușico? Stai să văd mai bine chestia aia! Da, sunt două liniuțe! Nu vine să cred că ești însărcinată!
Este o adevărată enigmă. O burtică. Cred că e greu să mergi cu ea. Oare aș putea să fac o burtică? Cred că aș putea să modelez una din chestia asta, corect? Cred că e materialul ideal. Aș putea să încerc. Și o să încep cu o minge rotundă. Dar mi-ar prinde bine o mână de ajutor. Semicercul ăsta e perfect. Trebuie să presez bine lutul. Ai nevoie de un pic de forță. Ofertă specială, nu ratați șansa asta. Super reduceri, veniți cât de repede puteți. Poftim? Hagi Wagi la reducere. Vin, așteptați-mă jucăriilor. Wow, uimitor! Ce ieftin! Hai. Meu. A mea! Vai, vreau și eu o jucărie! Am vândut tot! Du-te acasă, copila! Nu am niciodată noroc! Ajutor! Aici, jos! Sper să nu regret asta! Auci! Ura! Oh, wow! Puți! Trebuie să te curățăm! Mai întâi, hai să scăpăm de hainele astea murdare! Și acum pot să-mi folosesc trucul magic cu pastă de dinți! Chiar era necesar? E fresh, fresh, fascinant! Încă puți! Ai nevoie de un duș adevărat, dragă? În sfârșit e timpul să-mi folosesc vechiul dosar școlar pentru ceva! Flori pentru doamna frumoasă! Merg pe un look rustic chic. Pun pariu că te întreb ce fac acum. Construiesc un duș chic pentru noua mea prietenă, evident. Acum pot să-l prind de paiul ăsta roz. Trebuie să am precizie, nu vreau să fac greșeli. Wow, ia uite! E atât de frumos, dar lipsește ceva. Așa! Hai să prindem și perdeaua asta de prințese ca să aibă un pic de intimitate păpușa mea. E timpul să faci duș! Ups! Nu te grăbi! Stai liniștită! E destulă apă caldă! Wow! Ce bine miroși! Trebuie să-ți găsim niște haine! Dar alea sunt atât de murdare! Știu un truc! Galben și mov! Culorile mele preferate! Haine de designer bifat! Ne asortăm! Dar eu am atât de multe detalii! Hai să-ți punem și ție câteva! Strălucește intens ca un diamant! Ești atât de modernă! Ai nevoie de o casă! Da! V-a sosit comanda! Ura! Mulțumesc! Wow! E căsuța visurilor mele! Ce zici? Wow! E și casa visurilor mele! Wow! Vino la mama! Tata! Da, scumpo! Poți să-mi construi și mie asta? Da, sigur! Ura! Să vedem! Tată, e simplu! Nu sunt atât de sigur! Scuze, scumpo, trebuie să fac ceva! Dar... Atunci o să încerc să o fac singură! Bun! Să încercăm! Cred că asta merge aici! Îți place? Wow, uite ce casă! Am o bucătărie, o sufragerie și un dormitor! Nu mă trezi dacă e un vis! Îți place? Bravo, scumpo! Mersi! O să repar și șifonierul? Nu, tată! Aproape că uitasem, trebuie să-ți pregătim ceva de mâncare! Haide! Ai nevoie de o masă sănătoasă și delicioasă! Ești atât de norocoasă că ai o prietenă ca mine! Sunt ca un geniu care poate crea orice! Hai să prindem sârmele mai întâi și apoi... Foc! Oh la la! Acum să ne apucăm de gătit! Trebuie un nou minuscul pentru tigăița noastră mititică! O seringă o să ne ajute cu asta! Mâncarea e gata! Poftă mare! Wow! Clar arată mai bine ca mâncarea din Tomberon! Mor de foame! Mergem la o plimbare acum? Nu vreau să merg! Sunt prea plină! Stai! Te ajut eu! Paie, bifat! Tu mai întâi! Lipici, bifat! Hai să ne lipim așa! Perfect!
Am noroc că tati are așa multe CD-uri vechi în garaj. Putem să folosim cutiuța asta pe post de scaun. Bicicleta e aproape gata. A? Hai de parcurs să petrecem. Da. Wow, fețe noi! Oh, wow! Bună! Suntem pașnici! Bună! Bună! Salut! Încântat de cunoștință! Apropo, ce păpușe frumoasă! Și păpușa ta e frumoasă, apropo! Steve! O secundă, mamă! Steve! Poate vrei să ieși la o întâlnire cu mine? Da, sigur! Ah, ok, trebuie să plec! Ne vedem mâine! Pe curând! Oh, nu! Regina mea dulce, răspunde-mi! Dar nu așa! Avem nevoie de o nouă coafură, dragă! Oh, nu! Scuze, dragă, nu avem ce să facem! Acum vreau să te relaxezi și să ai încredere în mine, ok? O să tai nițel! Părul ăsta nu ți se potrivește! Trebuie să lucrezi pe o pânză goală! Părul meu de Rapunzel! Dar acum sunt cheală! Stai liniștită, mă ocup eu! S-ar putea să te doară, nițel! Mireasa cadavru e mic copil pe lângă tine acum! De fapt, se simte ca un masaj! Oh, ce păr frumos! Gata! Oh, Sevi, semăn cu tine! Gemene! Stai, n-am terminat încă! Bun venit la salonul de înfrumusețare! Ia loc! E timpul să-ți facem manicura! Da! Stai liniștită, nu o să te doară! Nu încercați asta cu propriile degete, copii! E fierbinte! Perfect! Acum am atât de multe culori! Alege una! Toate sunt frumoase, dar asta îmi place cel mai mult! Super! Să începem! Sper că nu s-a uscat! Când vine vorba de aplicatul ojei, precizia e de bază! Wow, arăți feroce! Vino aici, vreau să mă uit mai atent! Asta da capodoperă de manicură, oameni buni! O să fie prima ta întâlnire! S-ar putea să... Trebuie să-ți facem buzele să strălucească! Fă-te comodă, dragă! Așa, trebuie să stai la căldurică! Un plus de confort! Deci, să începem! Mai întâi trebuie să aplicăm niște lipici! Țineți respirația! Acum, un strop de magie! Praf de zâne pentru niște buze strălucitoare! Clipici, condimente și tot ce e mai frumos! Arăți fabulos! Machiajul meu e fantastic! Oh, nu poți să mergi la întâlnire fără pantofi! Oh, nu! Cred că mi-am pierdut pantofii lui Buton pe undeva! Aha, știu un truc! Nu sunt clop, dar știu să manevrez baloanele! Tăiem! O să fie niște cizme magice! Gadget de uscare super rapidă! Wow, genial! Nu te supăra, sunt cu capul în jos! Scuze, nu am vrut! Hai să-ți terminăm pantofii! Acum, hai să tăiem chestia asta! Trebuie să am mare grijă! Cizmele astea sunt făcute pentru mers! Doar asta o să facă! Acum hai să le colorăm! Lavandă să fie! Drăguț! Dar sclipiciul nu e niciodată ceva exagerat! Chiar și Lady Gaga o să fie invidioasă! Acum e timpul să-ți facem o cămașă asortată! O să ai o ținută demnă de covorul roșu! Am terminat cu asta! Aproape gata! Ultimul retuș! Și... voila! Super! E timpul să-ți facem fusta! E perfectă! Oh, wow! Hainele astea sunt așa frumoase! O să le provez! Dragă, ești per... ai nevoie de o geantă! Mă bucur că nu mi-am aruncat vechea periuță de dinți! Nu ai cum să dai greș cu mărgele roz! Salutare iar, lipiciule! Arată-mi ce poți! O să le prind pe toate! Vibe de sirenă!
E grozavă! Stai să-ți o pun în mânuțele tale delicate! Se potrivește perfect! Trebuie să le sun pe fete! Fetelor, trebuie să o vedeți! Arată uimitor! Vă așteptăm! Unde e? Wow! Poți să o aranjezi și pe a mea? N-am timp de așa ceva! Fetelor, avem o întâlnire! Pa! Ce nepoliticoasă! Cu ce să mă îmbrac? Unde? Sunt aici! Unde? Unde? Aici! Ești bine? Da! Hai să-ți alegi niște haine! Stai aici și eu mă duc să mă schimb! Cu ce să mă îmbrac? Poate astea o să arate bine! Ce zici? Nu! Dar astea? Nu arată rău, nu? Cred că ar trebui să te îmbraci cu ceva mai frumos! E foarte greu să te conving! Deci? Arată ridicol! Îmbracă-te cu niște haine similare cu ale mele! Ai dreptate! Wow! Ce drăguț! Arătăm uimitor! Așa e, nu? Suntem niște adevărate fashioniste! Suntem mai ceva ca Ariana Grande! Vogue, stai la poză! Să mergem! Să nu ne uităm poșetele! Mi-e foame! Da, și mie, dar trebuie să o așteptăm. Bună! Bună! Bună, frumoasă! Salutare! Îmi place părul tău. Mersi! Și mie îmi place părul tău. Mersi! Bună seara, ce ați dori să comandați? O pizza, te rog. Și... Da, sigur. Și încă o pizza pentru noi. Bine. Ce s-a întâmplat cu tema ta? Mi-am făcut tema. Tu? Va sosi pizza! Poftă mare! Nu avem pizza super, 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 super mică! Dar noi ce o să mâncăm? Mi-a venit o idee! Putem să folosim capacul ăsta ca să tăiem o bucățică mică din pizza mare! Poftim! Ce tare! Wow! Poftă mare! Ce bună a fost! Iu, scârbos! Ce fac? Deci, asta e noua mea școală? Arată normal. În sfârșit ai ajuns! Da! Hai să-ți arăt camera ta! E drăguță, nu-i așa? E cam simplă. Uite cum arată patul. Dar are potențial. Asta, da, cameră! Ce întunecată e! Fix cum îmi place! Da, sigur ar funcționa. Stai puțin! De ce mai e un pat aici? Ce se întâmplă aici? Păi, o poveste amuzantă, faza e că... Hei, colega, îmi place stilul tău morbid, vin încoace! Wow, ce agilă ești! Sigur o să fim prietene la cataramă! În niciun caz, împart camera în două. Stai pe jumătatea ta și eu o să stau pe a mea. Am nevoie de haine mai confortabile. Mult mai bine. Am de citit ceva. Trebuie să despachetez. Cutia aia se mișcă. Hei, e cineva acolo? Păi, tot afla într-un singur mod. Asta deci? Nu știi cu cine te pui. Stai puțin, unde a fugit? Da, pune cutiile acolo. Și să nu faci dezordine, vorbesc serios. Altfel o să faci curat. Pânzele astea de păianjen sunt dezgustătoare. Trebuie să scap de ele. Florile astea arată mult mai bine. O să le atârn pe perete. E ca o grădină încălzătoare. Ce drăguțe sunt! Dar știu cum ar putea arăta și mai bine cu instalația asta luminoasă. Ce bine arată!
Oh, ce faci acolo? Ar trebui să mă apuc de redecorat. Nu vreau culori prea vii. Oh, da, arată bine. Prea mult negru nu strică niciodată. Am nevoie și de ferestre. Și acum o să-i decorez. O să prind astea de perete. Ce detaliate sunt. Așa camera are un aer gotic. E fix ce-mi doresc. Arată perfect. Avem clar gusturi diferite. Hei, ce-s alea? Păiașeni, ce grețos! Am nevoie de ceva din valiză. Ceva vital. E fix ce-mi trebuie. Și e neagră, evident. Wow, ce multă e! Aoleu! Ești bine? Ajutor, sunt mumificată! Nu-i bai, aici sunt. Te scap eu. Gata! Eu? Ce frică mi-a fost! Ești bine? Știam că o să fim prietene la Catarama! Ia mâna de pe mine! Așa, mulțumești! O să atârn materialul ăsta pe perete. Am creat un aspect drăguț de criptă. Ce mi-aș mai putea dori? Mi-a venit o idee! O să bag materialul peste cercul ăsta. O să-l împing până la capăt. E fix ce-mi doream! O să-l pun deasupra patului. Am nevoie de așternuturi curate și de jucării de pluș. Începe să arate bine. Îmi place mult cum a ieșit. Strângem în brațe! E timpul pentru un mic experiment. O să amestec substanțele astea. Până acum e bine, dar lipsește un ingredient. Un păianjen drăguț! Aoleu! Un păianjen! Ia-te pe mine! Ursulețul meu! I s-a rupt capul! E vina ta! Nu știu la ce te referi. Vino încoace, ursulețule! Stai puțin! Cred că am o idee! Aș putea folosi asta! O să pun umplutura pe jos! Apoi am nevoie de o instalație cu LED-uri! O să acopăr instalația cu umplutura! Acum o să o aprind! Wow! Funcționează perfect! O să le prind cu o sfoară! Apoi o să le atârn de tavan! Am nori în cameră! Arată super! Sunt accesoriul ideal pentru camera mea! I-aș putea admira toată ziua! Mă relaxează! Noroc, ursulețul! Am timp să-mi aranjez și unghiile! Pot să le sting? E prea multă lumină! Poate am și eu nevoie de o sursă de lumină, dar ce aș putea folosi? Ce interesant! De unde au apărut? Nu mă plâng! Stai! Nu sunt adevărate! Nu e corect! Dar poate le pot folosi totuși! O să pun oasele pe o tavă de copt. Am pus carton peste tavă și o să pun deasupra spumă expandabilă. Înainte de a se întări, adaug o instalație luminoasă. O să-i dau formă vălurită. Apoi o să completez cu spumă. Nu vreau să existe spații goale, dar luminițele pot fi vizibile. O să mai adaug câteva oase, ca să arate mai realist. Și am clar nevoie de un craniu. Acum o să vopsesc totul. O să folosesc vopsea la spray, ca să meargă mai rapid. Am folosit și vopsea roșie. Arată minunat! E cea mai frumoasă veioză pe care am văzut-o. E perfectă pentru a citi seara. Îmi place mult cum a ieșit. Mă face să mă simt bine. Orice casă are nevoie de așa ceva. Acum îmi pot continua cartea. Dar nu mă pot opri din a o admira. Nimic nu se compară cu o manicură nouă. Mi s-a făcut somn de la atâta muncă. Pătura asta are o gaură? Cum e posibil? Ce nervant! Dar pot face ceva din ea? Mai întâi am nevoie de ceva. Ignoră-mă! O să folosesc măsuța asta de machiaj. Ce faci acolo? Ups! Scuze! O să pun fix aici. Și acum? Da! Pătura! Trebuie să o modific puțin. O să o tai puțin aici și o să o rup aici. Cred că ajunge! Hai să vedem cum arată. O să aranjez pătura peste oglindă. Și acum gaura a devenit o inimioară. O să decorez măsuța. E perfectă pentru produsele mele de înfrumusețare. E genială! Ia să-mi testez noua oglindă. Trebuie să mă pudrez puțin. În camera asta nu destui lilieci. Ce oglinzi drăguțe. O să le lipesc de perete. Am nevoie de o masă. Wow, ce multe obiecte am. Să nu uit de pasărea flamingo. N-ar merge și niște imagini înrămate? Am nevoie de piese mici de mobilier. Nu vreau flori colorate, oricum s-ar ofili. Wow, arată bine! Ce frumoasă e! Mă simt ca acasă! Mă simt foarte bine aici. Cred că m-am descurcat de minune! E întunecată și sobră.
Mama și tata ar fi mândri de mine. Ce nori pufoși! O să citesc o carte înainte de culcare. Ce-ai ăla? Ce-ai acolo? Arată-mi și mie. Mi-ar putea fi util. Știu ce pot face. Am o bucată rotundă de lemn. O să pun lipici fierbinte pe ea. Apoi adaug deasupra un burete floral. O să-l apăs ca să se lipească. Apoi o să înfig tubul în el. O să fac la fel și în partea opusă. O să poziționez tubul așa. Apoi o să-l acopăr cu pânze de păianjen. O să acopăr și buretele floral. Fix așa. Acum o să-l decorez cu păianjen și cranii. Și un liliac. O să-l prind în vârful tubului și o să-l leg bine. Apoi am nevoie de ceva special. Asta e carte distractivă. Wow, ce tare! Cartea asta e super captivantă. Nu mă pot opri din citit. Aoleu! Sigur, Aduruto. Trebuie să o ajut. Stai, nu te mișca. Era să aluneci pe asta. Am văzut viitorul. Serios? Adică, m-ai salvat. Îți pasă de mine? Hai să-ți arăt camera mea. Ăștia-s norii mei. Nu-i așa că sunt super? Și asta nu e tot. Astea sunt florile mele. Oh, trebuie să vezi asta. Eu am făcut-o. Bine, am rupt o pătură. Hei, ce e ăla? E un craniu, cumva? Nu-mi vine să cred că fac asta. Știu că o să regret. Ai dezlipit scociul? Da, strică aspectul camerei. Hai! Wow! Hei, ia uite! Ce diferită e! Nu pune mâna! Alelieci! Îmi plac animalele! Nu face asta, te rog! Știam că o să fim prietene la cataramă! Bine încoace! Nu-mi plac îmbrățișările. Nu-i bai, mie-mi plac. Mă aduc pe jumătatea mea. Haide, ia-te după mine. Vezi cum mi se mișcă mâinile? Oh, ok. Dreapta, stânga. Ridic așa mâna dreaptă. E inutil. Hai să mergem. De ce e încuiată ușa asta? Și asta sigur nu trebuia să se întâmple. Haide, măi, deschide-te! Vreau să ieșim de aici! Se pare că am rămas blocat în camera asta! Avem ceva treabă și o să implice mult efort fizic! Banda adezivă? Cred că merge! Hai să vedem cât de departe ajunge chestia asta! Gata! Wow! Ok, partea mea și partea ta! Dar stai! Da, alea sunt toate ale tale! Mie-mi trebuie doar patul aici. Serios? Da. Trebuie să mă ajuți. În fine. Aia-i prea aproape de mine. Poftim? Ce e? Te ajut. Vezi? Să zicem. În fine, cred că o să fac asta singură. Chestia asta chiar e grea. Hei, ia uite. Wow, asta-mi convine. Deja mă simt mai bine. Cutia? Ce cutie? Bravo! Pereții ăștia sunt urâți. Un strat de vopsea sigur ar fi bun. Ce nuanță să aleg? Vopseaua galbenă nu e potrivită. Cea neagră? Știu cine ar adora-o! Cu plăcere! Asta e mai pe gustul meu! Nu-i așa că arată superb? Ia uite! Îmi e greață de la atâta roz. Trebuie să-mi clătesc ochii cu altceva. Și știu cu ce? E o cameră tare frumoasă. Mă rog. Nu, mersi. Hei! În fine. De fapt, aș putea să folosesc chestia asta după ce o decupez puțin. Perfect! Și acum partea super distractivă. Mai întâi înmoi și apoi ștampilezi. Acum o să fie inimioară peste tot. Wow, îmi place la nebunie cum arată. Doar ție. Blea. Eu prefer ceva mai sumbru. Și cu picioare. Ta-da! Așa mai merge. Stai acolo. Și o să-ți aduc și câțiva prieteni. Ăsta e super tare! Gata, am terminat! Arată pașnic, nu-i așa? Îți place?
Aoleu! Și revenim la forma inițială. Prinde-l! Băiace! Măi, ce avem noi aici? Vrei să vezi? Cred că sunt niște luminițe. Alo? Scuze, dar e ok. Hei, ce se întâmplă aici? Nu te văzusem! Lumina? Oare ce-o fi pățit? Poate că întrerupătorul e în direcția asta. Vezi ceva? Ce s-a întâmplat? Alo? Ce cauți pe jos? Ce imagine! Ai de gând să stai așa? Așteaptă puțin! Am o idee! Mai întâi iau un pahar și aplică niște lipici cald înăuntru. Apoi ia o sârmă și fixează-o pe zona cu lipici. Continuă pe tot paharul. După ce s-a uscat totul, mai pune lipici și un fir de lână. Apoi răsucește-l în jurul sârmei. Gata! Trecem la următoarea parte. Îți mai trebuie niște sârmă pentru asta. Răsucește capetele ca să se fixeze. Apoi ia o altă sârmă și răsucește-o așa. Continuă! Ar trebui să arate așa la final. Apoi leagă o fir de lână și înfășoară-l așa. Partea asta s-ar putea să dureze puțin, așa că sărim la final. Vezi? Acum bagă prima piesă în interior și ai obținut o feioză realizată manual. Nu-i așa că e uimitoare? Wow! Să zicem. Eu ce aș putea să fac ca să am niște lumină aici? Nu știu dacă am ceva util. Sau... ding, ding, ding! Vezi veioza asta veche? E timpul să o facem mult mai cool. E momentul să salvezi situația, micuțule. Ține-te bine! Și tu! Gata! Trebuie să adăugăm un strop de culoare. Sau mai bine zis, zero culoare. E timpul să decorăm abajurul. Am ales o arhitectură clasică. Și am câteva scene. Gata! O să se asorteze perfect cu obiectele mele. Mai trebuie să fac un singur lucru. Poftim? Să nu mai râzi niciodată de mine. Nu e priză? Nicio problemă. Concentrează-te acum. Concentrează-te. Haide. Ha! Știam că o să reușesc. Vezi? Wow, îmi place. Stai, nu am unde să pun chestia asta. Ce e cu toate gunoaiele alea? Zici că se mișcă? E ceva de desubt? Ușurel, nu vreau să-l sperii. Da, clar se mișcă. Ce-ar putea fi? E o singură cale prin care putem afla? Oh, nu, cred că e ceva captiv. Alo? E ceva de desubt? Ce naiba faci? Faci misterie? Aoleu! Doamne! Hei! Nu mai arunca obiecte! Dar poate că merge să folosesc așa ceva? Chiar îmi trebuia o măsuță pentru veioza mea, dar vreau să fac singură. Și lipiciul cald o să mă ajute. E timpul pentru culoarea mea preferată. Uite ce pigment grozav! Ai mai văzut ceva atât de frumos? Gata! Și poate să-mi țină toate lucrurile. Inclusiv veioza mea superbă. Plus alte mărunțișuri. Nu-i așa că e fantastică? O ador! L-am găsit! Deci tu erai sub chestiile alea, a? Eu? Stai liniștit, ești în siguranță acum. Hei, ce-i aia? Trebuie să văd ce e. Pare să fie o cutie veche de pâine. Dar nu pentru multă vreme. În primul rând, dacă nu e neagră, nu o vreau. Cred că ajung câteva straturi. Gata, am terminat. Două pot să stea lângă patul meu. Sunt mândră de mine. Noptiera este în stilul meu. Nu-i așa? Locul ăsta chiar prinde contur. Zâmbește! Oh, n-a mers. Zâmbește! Și?
Serios? Oh! Betty! Ce e? Oglinda asta e prea mică! Mică? Wow! Cu plăcere! Wow, mulțumesc! Vreau și eu una, să știi! Wow, e minunată! Haide! Ha! Of, nu e bine! Văd orice mic detaliu! Ah, mi-a venit cea mai tare idee! E timpul să facem niște îmbunătățiri! Niște îmbunătățiri foarte drăguțe, normal! Cred că ăsta e locul potrivit pentru ea! E minunată! Acum să facem pestul pozei! Mua! A mers? Da! Ha! Iu, ce naibai chestia asta? O scârboșenie! Fă ce vreau eu să faci! Ah, așa! Știam eu că poți! Îmi trebuie doar două! Apoi pun niște scotch negru aici, acolo! Și un detaliu înfricoșător, normal! E cea mai bună creație a mea de până acum! Îmi trebuie o pătură ca să fie confortabil! Niște perne! Un covoraș, evident! Și obiectele esențiale! Ah, super răcoritor! Chiar aveam nevoie de ăsta? Uh-oh! Cred că am băut prea mult! Trebuie să fac pipi! Nu pot să mă țin! Stai! Ce-i asta? E o păpușă? Ce faci acolo? Arăți îngrozitor! Fără supărare! Nu pot să te las așa! Azi e ziua ta norocoasă! E timpul pentru o schimbare de look! Va trebui să scăpăm de mizeria asta? Ce scârbos arată! Sper că nu sunt muci! E ceva lipicios! Urmează coșurile! S-ar putea să iasă nasol! Ăsta a fost unul mare! N-am de ce să mint, îmi face plăcere! Deja arată mai bine! Pielea ta strălucește! Să ne relaxăm! Și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți! Ce romantic! A fost o zi lungă! E timpul pentru somnul de frumusețe! Mă face atât de fericită! O altă zi, o altă cogoașă! Stai puțin! Ce-i aia? Șt! Trebuie să aud asta! Se întâmplă ceva! Vești de ultima oră! Vampirii sunt simpatici! Ei doar sunt neînțeleși! Așa că nu uita! Vampirii sunt nevinovați! Data viitoare când vezi un vampir, îmbrățișează-l! Noapte bună! Cine ar fi crezut? Cred că poți să pleci! Ha? Ce se întâmplă? Suntem libere! Să plecăm de aici! Stai puțin! Tu nu poți pleca! Ce vrei să spui? Te referi la păpușa mea? L-ai auzit pe tipul ăla? E vorba de vampiri! Dar nu-mi părăsesc prietena cea mai bună! Rămânem aici! Nu-ți face griji, voi găsi o soluție! Vom ieși amândouă din celula asta! Wow, ia uite! Mi-ar sta bine cu nuanța asta! Mereu mi-am dorit buze senzuale! Ce frumușel sunt! Oh, da! Are un gust plăcut! La ce te uiți? Situația devine cam ciudată. Ce-i asta? Stai! Mi-a venit o idee! Ai încredere în mine! Știu ce fac! Fă-te comodă! Mai întâi trebuie să scăpăm de acest machiaj. Avem nevoie de o pânză albă. Este exact ce ne trebuie. Acum voi adăuga niște fard roșu. Wow, e super intens! Ador lucrul ăsta! Ești foarte tare! Dar mai sunt multe de făcut. Trebuie să scăpăm de părul ăla. Nu te mișca, n-avem nevoie de accidente. Ia-ți adio de la șuvițele tale blonde. Sunt demodate. Wow, ce cap strălucitor. E ok, am un plan. Ne trebuie ceva întunecat. Ce-i ăsta? Un fir de lână. Stai puțin, s-ar putea să fie fix ce ne trebuie. Îți stă mai bine, brunetă. Am putea fi gemene. E atât de lung. Ce urmează? Să mă gândesc. Stai, unghiile mele! Da, trebuie să-ți facem manicura. Nu putem merge la salon, așa că trebuie să folosesc un pistol de lipit. Nu ar trebui să dureze mult. Voi crea șuvițe lungi de lipici. Voi face asta pe fiecare deget. Apoi voi lăsa lipiciul să se întărească. Voi tăia excesul de lipici. Wow, arată bine! Dar e nevoie de un strat de ojă. Și am culoarea perfectă. Trebuie să fie o ojă neagră. O să-ți dea un aer dramatic. Trebuie să mă concentrez. Nu vreau să le stric acum.
Sunt mulțumită. Stai să mă uit la tine. Wow, arăți minunat. Am făcut o treabă excelentă. Dar tot nu e ce trebuie. Nu-mi place ținuta asta. Nu aducea o războinică nemuritoare. Nu te supăra? E mult mai bine așa. Ești fermecătoare. Să plecăm de aici. Hei, aici vrem să plecăm. Te-am prins. Ha? Stai, e un alt vampir? Pare ok. Bine, puteți pleca. Sesam, deschide-te. Știam că va funcționa. Pa, pa! Stați departe de probleme și nu vă apropiați de usturoi. Uh-oh, e nasol. Unde-i cheia? Nu e ușor să împarți o cameră cu cineva, mai ales dacă aveți gusturi diferite. Dar cine știe, poate veți deveni prietene. Cine crezi că are o cameră mai frumoasă? Spune-ne mai jos într-un comentariu. Nu uita să le arăți acest clip prietenilor tăi și să te abonezi la canalul nostru pentru și mai multe clipuri de nota 10.